Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, ca în fiecare seară de luni, ce îmi place să spun asta, știi? Da. Adică e deja... E singurul lucru pe care știi bine. Băi, nimic, în rest, totul mă potignesc. Da, exact. Când după hârtii. Asta, adică în fiecare luni seara, îmi place mult. Așa, e cel mai profesorul, analistul Valentin Stan. Bună seara, domnule profesor. Bună seara. Bine ai venit, Vali. Ce faci, mai? Bine, tu? Tu poți să-ți rup părul din cap? Încă nu. De ce? Pentru adică că la 18 ani, da, aveam părul creț, aveam niște cârlionți. Adică dacă... Mi-a scris și o poezie, ai răbdare, nu te mai grăbi. Nu. O, domnișoară mi-a scris, băiat înalt și creț, cum noi altul în județ. Județ în sens de sfat. Deci, da, deci aia știi că era cățeluș cu părul creț furat în coteț. Din județ. Aici au furat din județ, numai el furat din coteț. Băi, nu poate omul să înceapă să stea de vorbă cu tine. Așa. Că și arunci cu furatul, cu hoții, cu bă, parcă ai fi dintr-o țară de hoți. Dar nu de asta ne ocupăm. Păi, și nu? Nu știu, dar acum mă împingi. Cine și-a smuls? Nu, dar mă împingi să dau un anume curs lucrurilor. Și nu ar... Eu nu vreau cu hoți. Ci cu patrii, da, cu patrioții, da, cu patrioții. Mă, pe cuvântul... Zici cine și-a smuls părul din cap? Mă, nu știu, dar nu știu dacă ai observat, adică s-ar putea să descoperi. Ai văzut că e campania electorală? Nu, dar... Ai nu mai face pe naivul, că ți-am văzut emisiunile și numai despre asta ai povestit. A, da, nu, dar vorbeam la modul general de sondaj. La... De... A, da, e tare, dar nu prea. Da. Auzi, spune și mie cum e asta, băi, vreau să fiu primar, am un program, dar nu vi-l spun. Da, tu ești, e adevărat? Ce ai zis? S-a întâmplat? Avea? Da, nu. Hai să-ți spun altfel, că te poate rog. Înainte. Vreau să fiu primar, am un program, dar vreau să fie o surpriză. După alegeri sau când? Mă întreb pe mine? Să fie surpriza. Cum? Ce ai făcut? Știu despre cine vorba. Cum știi despre? Păi, am văzut în direct. Nu, dar tu l-ai sfătuit? Nu l-am sfătuit eu, că îl sfătuia mai prost de așa. Nu, acum știi cum e? Acum, dacă apare un om candidat, ceea ce mi se pare ok, știi? Da. Și se luptă cu niște primari, că practic cu niște primari se luptă, nu? Da, corect. Băi, eu mă gândesc, dar aici poate greșesc, că nu mă pricep, tu ești meseriaș. Mă gândesc că atunci când apari... Ți-am zis să nu mă jignești de la început. Stai, mă, adică n-am zis, mă, meseriaș din ăla la strung. Știi că mi s-a întâmplat să... Vorbesc cu oamenii, nu mai știu ce e strung. Aoleu. Da. S-a schimbat lumea. Păpușa, raiști, o chestie. A? Nu le mai știi pe astea? E cum? Carusel? Altceva. Ia întreabă tu oamenii pe aici să vezi. De unde s-a schimbat lumea, Vali? Bă, băiatule, și când vine candidatul, da. Bă, eu credeam că vine cu programul de gât, calminter la ce produce un candidat. Tu cum știi? Aș la fel. Tot așa știi și tu. Dar știi care e vestea și mai proastă? Că au trecut 2 săptămâni și încă n-a venit cu programul. Nu, că ci că astăzi îl face. A, la ce ori? Nu știu, mai pe seară după noi. Nu știu, pe la 12 noapte. Exact. Da. Bă, Marius, dar cum e asta? Explică-mi asta, asta nu înțeleg. Bă, vreau să fiu primar, am un program, dar vreau să fie o surpriză. Nu știu, eu fi surpriză, surpriză. Dați-mi 130 ce vă rog. Dați 130 ce. Ia explică-mi, Marius, cum e asta. Ia să vedem. Că nu înțeleg. Noi am identificat 10 domenii prioritare și la fiecare din cele 10 domenii prioritare sunt 10 măsuri imediate. Lăsați-ne și nouă, da, să facem o surpriză cu aceste măsuri, pentru că sunt niște măsuri de atât bun simț care rezolvă imediat niște probleme, pe care, din păcate, Nicușor Dan nu le-a gândit. Păi lăsați-ne și pe noi să lucrăm. Cine n-a gândit? Nicușor Dan. Bine, la Nicușor e... Adică... Da, și am venit noi care am gândit cu să... Da, lăsați-ne și pe noi să... Da, să fie surpriză. Da, să ne pregătim. Deci vot... Pick me, pick me! O să fie o surpriză! Da, azi e? Azi? Sau mâine, azi, mâine! Mâine. Deci, cum e asta, Marius? Băi, nu mă pricepi, nu-ți dai seama. Cum mă, dacă tu nu te pricepi? Băi, care ai făcut 1000 de campanii electorale. Mie nu-mi place, am făcut toate campaniile, dar mie nu-mi place candidații. Te-am întrebat eu dacă îți place candidații. Da, ce? Da. Eu te-am întrebat dacă cum, place programul. Cum e cu surpriza. E o surpriză prea mare pentru mine. Adică, plăcută, spune. Da, 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 pe normal. Bine, 10 da, puncte. 10 puncte, ok. Am înțeles până la urmă. Da. Bă, stai că vedem noi. Dar n-am înțeles aia cum smulg, eu nu o să-mi smulg părul din cap. Nu cred că s-o fi gândit că e Nicușor Dan și atunci... Dar Nicușor atunci și el nici nu mai poate să smulgă. Mă, Mario. Vali? Tu te-ai duce la televizor să spui, eu când sunt așa în distres, da, îmi rup părul din cap. Nu râde lumea de tine? Ba da.
Dar n-am zis, eu n-am zis. Păi tu nu candidezi. Da, și când... Da, și când o să cazi? Să vezi atunci ce-ți rupă rugă. Să vezi atunci. Marius, nu e glumă, pe cuvântul meu. Să vedem. Eu asta nu înțeleg. Dați-mi 131 ce? Ce facem aici? Eu sunt sigur că Bucureștiul nu vrea un primar care peste 4 ani de zile să aibă aceeași atitudine ca acum și nici sectorul 1. Ce vreți, peste 4 ani, pierzând timpul, să vedem un primar care smulge părul în cap că n-a avut sprijin? Asta nu se va întâmpla la mine. E un scenariu mult prea trist pentru acest oraș. Deci nu o să-și rupă părul din cap. Da, n-am înțeles cum. Dar să spun un lucru. N-are nevoie de program. Era vorba despre el sau despre altcineva? Păi, a zis peste 4 ani, nu-i mai. A, peste 4 ani, nu știu, am înțeles ce peste 4 ani. El candidează să fie ales, de zice, peste 4 ani, nu o să-și rupă părul din cap. Dar eu cred că el poate să nu-și rupă părul din cap, chiar dacă n-are program. Chiar dacă nu face nimic. Asta că mi-ai dat greu. Deci el... Păi chiar dacă n-are program... Chiar dacă nu face nimic, nu o să-și rupă părul din cap. Păi nu o să fie ales. Păi adică... Nu, dar o să fie... Presupunem că este. A. Presupunem că nu face nimic. Tot nu o să-și... Tu nu o să-și rupă părul. Și o zi la fel, da. Tu? Nu prea... Da, adică... Cu ce ne-a amenințat pe noi? Sau ne-a... Încearcă să fii tu mai bun. Ți-am zis să nu fii rău tot timpul. Dar nu sunt, din potrivă. A, eu vreau să fiu pozitiv. Dar nu poți. Da, m-a surprins odată și pe urmă zice să... Te-a surprins a doua oară? Și a treia oară? Ia să vedem a treia. Nu știi cum e aia cu așchia care se învârte? Nu știi? Nu, nu știu. Care nu sare de parte de trunchi. Adică nu știu dacă pot să spun bancul. Nu, lasă-l. Da? Să nu ne... Auzi? Da. Da, tu ai un prieten. Da. Nu? Marcel. Și Marcel? Nu știu nu că... Nu mă gândiți. Mă, Marius, dacă te iau mă ușor, tu spui multe. Adică... Eu, da, dar ia-mă ușor. Nu, te iau ușor. Ia-mă ușor, nu ia mă lua tare. Ia mai aflu. Mă, tu ai un prieten. Care dintre ei? Stai că spun acum. Ai un prieten, e adevărat, prietenul ăsta al tău când a venit și a spus eu n-am votat cu Joana. Da. A, Victor. Bă, adică a fost așa, cum să zic... Totuși. Să nu mă pui rău cu Victor, te rog. Nu. A, doar așa un pic, nu, cât nu, să... Nu? Nu, am înțeles că luptăm și câștigăm, nu? Da. Și, ai n-ai mingea, dai la poartă. Da, și noi votăm cu Joana, nu? Noi sau cine? Noi votăm... Noi găinile. Da, mă, adică Joana e din partidul meu, nu? Și el n-a votat. Și eu votez cu struțul, nu cu găinile, nu? Păi, da. Așa se face, nu? Așa se făcea, acum s-a schimbat. S-a schimbat? Păi hai să vedem cum s-a schimbat. Bă, dacă zici tu că s-a schimbat... Eu cred că s-a schimbat, nu sunt convins. Nu, eu te cred că s-a schimbat, așa. Adică mi se pare foarte ok că s-a schimbat, chiar mă bucur. Hai să vedem. Ia. Tot cu Piedone votați? Azi când vorbim, da, votez cu Piedone, normal. Că... Dar să aveți consiliu cu Piedone? Da, azi era 27 martie, să știi, nu acum 30 de ani. Acum... Cum, n-ai zis tu că s-a schimbat? Păi până la alegeri mai e. Păi nu, că stai, că nu e chiar așa. Ia. Președintele Partidului Social Democratic, fost premier, fost președinte de PSD. Deci nu votați cu candidatul Alianței PSD-PNL. Dar nu mi-a cerut domnul Ciolacu chestia asta. Auzi, mă, nu i-a cerut Ciolacu. Păi trebuie să-i ceră. Păi dar ne-a cerut Ciolacu la toți. Ah. Bă, Marius, tu ești acasă? Nu, când a cerut Ciolacu, nu eram plecat din păi o să-ți arăt. Ciolacu a venit și a spus, asta e varianta... Vă rog să îmbrățișați. Nu, chiar le-a spus bucureștenilor, nu știu cine l-a învățat, că asta e varianta corectă, le-a zis. Păi da. Despre Cristian. Și mie mi se pare, când e Nicușor Dan... Nu, păi, Marius... Primar? Poți să le spui alegătorilor, asta e varianta cea mai bună, ca așa o consideră. Dar nu corectă. Nu corectă, ca varianta corectă e cum votează bucureștenii, Marius. Păi nu cred, nici păi asta nu ei cred. Decid. Păi... Corect. Păi nu decid, că l-au ales pe Nicușor Dan, păi nu mi se pare corect. Nu, Marius, noi și l-au ales Mariu, pe Vilis. Miliția. Nu mi s-a părut corect. Suntem în 2024, noi vorbim acum, da? A. Deci acum. Deci, alegerea corectă e întotdeauna alegerea alegătorului. Nu. Băi, corectă, mă. Cum nu? Bine, hai. Ca să putem să mergem mai departe. Păi, după aia nu mai rămâne timp să vorbim putea să fie alegere, unirea. S-ar putea să fie alegere proastă, aia. Dar e corect. Dar e corectă, că ei așa votează. Da, l-au votat și pe Băsescu de două, da, și de două. Deci prost au votat. Da, corect. Pentru că ei decid. E soarta lor. Of, adică, Doamne. Nu vii tu să-mi spui mie... Dulce Românie, țara mea de gloriță. Mă bagi în axiologie. Deci, ce zice, mă? Dar știi ce mai spune? Deci votează cu Piedone, nu? Așa. Deocamdată, la ora asta a zis omul. Nu. Nu la ora asta.
La ora asta e pe 27 martie. Da, atunci a zis că votează. Păi da. Păi până pe 9 iunie se mai schimbă omul. A, păi fii atent ce spune. Foarte interesant ce a zis. Dacă vă cere Marcel Ciolacu, votați cu Cârstoiu. Am glumit, că nu o să-l ceară. Știu că nu-l cere. Dar deci până atunci vă puteți la piebă. Și se... Bă, Marius, ăsta e consilierul primului ministru. Da, onorific. Nu discutăm că e onorific sau cu tablia de gat. Așa. Da? Deci omul ăsta vine și spune ce domnul Ciolacu nu-i cere să voteze candidatul promovat de coaliție. Păi de unde să știu, Vali? El fiind consilierul onorific al primului ministru. Cât mai deci, e? Deci ce ne spune Ponta? Ce campanie face Ponta la televizor? Dinspre Ciolacu? Multă să nu votați Cârstoiu, da. Votați Piedone. Exact. Domnul Ciolacu, nu vă supărați. S-a spus chiar pe aici, prin platou, la Marius Stucă. Nu de către Marius Stucă, dar parcă și de Marius Stucă. Ce am zis eu? Nu era așa o idee că dumneavoastră cu domnul Cârstoiu nu prea vreți să câștigați, de fapt. Așa o fi? După cum spune domnul Ponta către electorat, păi... nu prea. Dar atunci de ce faceți mascarada asta? La cine te referi? La miliție. Domnul Ciolacu. Așa. Bun. Auzi, Marius, înțeleg. Dar tu nu mai ții minte pe micul recrut? Cum să nu? Dar dormeam cu el în gând. Am mai ții minte? S-a făcut setele. Da, că mi-aduc aminte de micul recrut. Da. Simți așa nevoia unei guri. Mai ții minte cum lupta el acolo pentru micuțul... Werner, cum se strofoca. Mai ții minte? Cine e generalul, nu știu ce. Ai mai auzit ceva de el? Nu mai știu nimic de el. Săracu. Dar să știi că e un om cinstit. Eu l-am apreciat foarte mult. Degeaba zici tu așa. Nu am zis nimic. N-am zis că nu e cinstit. Sigur, fiind mic recrut. E mic. E mic, săracu. Nu poate să ajungă. Dar ce a făcut Zim? Nu știu. Nu vrei să-ți auci aminte ba de? Ba da. Da? Da. Vrei, nu? Da. Știam eu. Fii atent, o chestie care la vremea aia, cred că am discutat noi, dar e și frapantă, e și cumva... Când era prim-ministru. Da, e ceva neregulă cu ăștia. Hai să vedem. Da. 820, vă rog. Mm-hmm. Ia. Fii atent, mai. Deci micul recrut, vezi, de atunci, din epocă. Mm-hmm. Când eram și noi mai tineri, adică... Mm-hmm. Nu? Aia au trecut repede, 4 da. Ani. Și fii atent, treaba asta cu șantajul la electorat. Hă? Îți place? Da. Îți place, nu? Eu cred că atunci când vom avea un primar general responsabil, capabil, aha, dedicat intereselor bucureștenilor, așa cum este, cum, adică așa când cum... vom avea așa cum este. Păi el era, dar încă nu era primar. Așa cum este, ușor, ușor va trebui să dăm de la ministere active care sunt nefolosite. Sunt administrate și care fac mult rău Bucureștiului. Să facă bine astfel, încât primăria... Să poată să gândească proiecte de dezvoltare. Parteneriatul dintre guvern. Și Primăria Capitale este fundamental pentru soluționarea gravelor probleme. Adică bucureștenii, votați cu Nicușor dacă, da, vreți dacă vreți să se întâmple ceva în oraș. Exact. Altfel, cu ajutorul guvernului. Altfel nu. Altfel guvernul nu. E șantajat pe bucureștenii. Da, mă. Îți place? Păi zic că e cinstit. Păi e la șantaj. Bă, e șantaj de om cinstit. Tu știi că șantajul omului rău. Nu, ăla e. E nasol. Cum e în Moldova? Da. La Maia Sandu. Păi cum? Judecătorii corupții. Mamă, cum era, e? Da. Nu sunt buni, sau cum da, a zis? Exact. Păi nu. A zis altfel, că justiția trebuie să fie independentă dacă nu e coruptă. Dacă e coruptă. Mai rău. Alelei, flăcăi mei, nu merge așa. Hai mă, că nu se uită nimeni la emisiunea asta. E, se uită, se uită. Maxim 10-20 de mii. 30. Așa, Marius, fii atent aici. Da. Vezi? Suntem și pe Twitter. Lumea să se uită și pe Twitter. Da. Dacă mai cade Facebook-ul, mai cade YouTube-ul, mai cade. Twitter-ul bine nu cade. Bine că n-ai spus guvernul, Doamne ferește. Doamne, cum? Păi, dar Doamne, iartă-mă ce era să zic. Nu, exact. Dar știi, gura păcătosului. Mai oprește. Gura păcătosului. Marius, dar totuși, micul recrut... A șantajat. Bă, era 23 septembrie 2020 când spunea asta. Votați-l pe Nicușor dacă vreți guvernul să lucreze și pentru voi bucureștenilor. Să-i dăm active, să dăm... Să facem, să... Băi, nu... ce zici?
Mi-a plăcut. Atunci. Am apreciat. Eu cred că astea sunt niște vremuri revolute, Marius. E adevărat. Nu, nu mai te prinde. Nu? Și l-a chemat și, și la Cotroceni. L-a chemat pe Nicușor, da. Prietenul tău Iohannis. Da, uite, poate dacă vrei să revezi momentul. Da, da? Vreau. Uite, cu micul recrut, uite, te ajut. Da. Dați-mi 132 ce vă rog. Ia să vedem. Ia vezi. Eu cred că bucureștenii vor lua o decizie corectă. Vezi? Și vor vota domnul profesor doctor Cătălin Cârstu. Este cea mai europeană propunere. Mai mult, vorbim de o coaliție a celor două mari partide. Alte cuvinte, va avea și o majoritate în Consiliul General al Capitalei. Așa. Mai mult, va avea o coerență și o colaborare directă și cu președintele de la Ilfo, și cu ministrul transporturilor, și cu guvernul României. Oh! Ce ai făcut? Mi se pare corect. La vremuri noi... Tot? Ce ai făcut, Marius? Tot noi. Adică tot idei... Adică tot idei. Tot idei ce? Adică tot cu șantajul? Ce vrei, mă? Nu mai poți câștiga altfel în ziua de azi. Decât cu șantaj? Am șantaj emoțional. Și tu când ai vrut să câștigi inima unei doamne, cum făceai șantaj? Și am zis că dacă nu-mi dă inima, nu-i mai dau... Nu-i dai ce? Nu știu Atela. Ce. Nu-i mai dau, ce nu mai dau florile de nu mă uita. Stentul? Ce nu-i mai dai? Dacă florile de nu mă uita. Băi, cum faci? Ce stent? Nu știu, mă, Vali, ai o vârstă, cu... nu te vorbi despre stent. Da, vorbești de inimă, eu nu știam cum faci. A, înțeles. Ce, cum asta dacă nu-mi dai nu ce? Vrei, Vali, să, acum trebuie să câștigăm și noi. Voi? Noi, găini, noi... și așa faceți? Noi găinile, bă, cum să facem? Bă, am învățat de la Orban, ce vrei? Ce ai învățat? Cum să șantajăm? A, noi de la comuniști am învățat cu tezanța. Nu știu ce dracu ai învățat tu de la ăștia. Cu tezanța? Păi dar ce era să învăț altceva? Păi asta e cu tezanță, votați cu noi sau vă ia mama dracu. Asta? Păi cum? Da, dar când ai 8% în sondaje, pe bună acum. Bă, dar cum e asta, votați cu noi sau vă ia mama dracu? Păi, explică-mi da, asta. Deci, e la ordinea zilei. Așa se face? Și crezi că bucureștenii de teamă că ia mama dracu, ziceți, votează cu ăștia? Va fi păi da, are 8% deja, mulți au plecat acasă. Da? Auzi, Marius, ți-am zis să nu zici ceva de rău de Orban sau de... Nu. Da, sau de Cîțu. Mai un lucru pe care nu înțeleg. De Cîțu ai uitat când mi-ai frecat ridichea cu Cîțu. N-are farme dar cu... Dar tău din Vâlcea. N-are farme cu micul recrut. Trebuie asta să e recrut. Adevărat. Da. E, nu. Orban e poezie. Da. Marius, spune și mie, te rog. Am înțeles că e o... Ce e asta? Cum îi zice? Coaliție, alianță? Cum îi zice? Comasata. Da, așa. Asta e pentru stabilitate, nu? Și împotriva extremismului. Exact, și împotriva. Vali, nu poți să te joci cu extremismul ziua de azi. Da, mă, Europa da. Toată e cuprinsă de extremism. Da. Și având în vedere că și războiul, mai bine să mai spun ceva sau eu? Da. Yeah. Nu, dar mă gândeam acum așa, știi? Auzi, când vine comasata și îți spune... Și te ia și nu e gata. Și exact. Vine și tu ești, nu da, ești da, gata. Da, nu ești gata. Da, te ia cu lopata. Da. Chiar și cu găleata, ok. Exact, da, da, cu găleata mai ales, cu găleata la lege locale. Și vine și spune, hai cu stabilitatea, nu? Da. Bun. Dar spune-mi, cum dracu faci când zici, hai cu stabilitatea, adică hai să furăm? Nu. Ce, nu? Nu comprend, nu. Nu comprend. Dar crezi că merge? Nu, dar crezi că poți merge asta la electorat? Haideți. Eu zic că merge la electorat orice. Adică haideți să furăm? Da. Nu, ok. Păi după ce l-au votat pe Nicușor Dan, păi, Băsescu de 20 pe Iohannis. Adică vrei să mă convinzi să merg cu tine că tu ești hoț? Să furăm împreună. Să furăm împreună? Da, păi decât să furăm singuri. Păi nu singuri, mă, adică furăm în grup. Eu înțeleg că, da, ideea simt. Până la grup organizat nu vreau. Acolo e mult. La grup organizat, infracțional. Stai puțin, ăștia sunt împreună, nu? Da. Cum aș fi eu cu tine? Da. Și uite, îi zic domnului, haide cu noi la un șpriț. Nu, îi zic, omul, hai să bem un șpriț, să ne bucurăm. Nu, ăsta lucrează cu prelipșeană. Da, hai mă să spun, zic, hai mă să bem un șpriț. Da? Îi spun omului, hai să bem un șpriț, da? Așa. Și zic, da, să știi că derbedeul ăsta care mergem, e un derbedeu, e un mafiot împuțit, adică un nenorocit, un jec, înțelegi? Da, tu mergi cu noi să ne vadă lumea. Că avea Adrian Ponescu o vorbă când vrea să-i încaiere pe doi. Nu, dar stai puțin. Zicea,
Vezi, degeaba ziceai de el că e nu știu cum. Și ce zice? Marius, cum e asta? Spune-mi cum îl convingem pe omul ăsta să meargă cu noi? Păi, nu știu, mă, nu, eu nu vreau să convinc pe nimeni. Eu vreau să iasă Nicușor Dan să stau liniștit acasă. Bă, lasă bă pe Nicușor Dan, că acum vorbim de țară, a. Marius. A, de țară să fie instabilitate. Păi cum nu îi spun omului, băi, hai cu noi la șpriț, dar vezi că ăsta e un mafiot ordinar. Mersi. S-ar putea să-ți fure banii din buzunar la masă. Nu, înțelegi? Fur doar portofele mici. Exact. Și dumneavoastră l-aveți mic sau mare? Și gen. Mic, pitic. Nu l-are mic. Păi dacă ce faci, mă, cum, așa? Lucrează la Prelipcea, nu-ți dai seama că are portofele. Bă, nu poate, om, cu tine la... mic, mic, pitic. Băi, eu vorbeam de cât e el așa, nu cât e de gros. Bă, nu te-ai gândit cât e de gros? Eu mă gândeam lungime, lățime. Da. N-ai văzut filmul Oppenheimer? Te rog, oprește-te. Adică liniștește-te puțin. Mai du-te și tu la un film de Oscar, te mai uita la... Liniștește-te un pic. Astea cu Mercedes și puțin, Gerard da. Baret și capă și cald, stat. Da. Ca, cazi? Ai. Marius, deci încă o dată, cum mă convins? Păi să... hai, să vedem ca să... Vrei să vezi? Da, păi. Păi ca te... să văd ce aleg. Nu, bă, poate aleg rău cel mai mic. Da? Mm-hmm. Bun. Uite, vrei? Hai să mergem la o adunare electorală, vrei? Da. Păi unde poți să te duci decât la cele mai elegante adunări electorale, nu? Partide. Uite, mergem la Ianca, în Brăila, nu? Da. Localitatea ta preferată. E în Olt? E în Brăila, mă, nu în Olt. E Ianca și de Olt, de-aia întreb. Hai. Păi, mare, se serios poate. Că e în... Mergem și într-un loc unde, o localitate unde mare. Se încărcau foarte multe berge, șlepurile, cuiburi, berge. Băi, cu... Cu grâne. Cu grâne, mă. Ce n-ai? Nu știi tu ce e Ianca, hai. Nu știi tu de ce de Olt. Așa. Și mergem la Ianca. 129, da? Da. Mă, mi-ai vorba din gură. Deci, ai la o adunare electorală acolo să vedem cu cine votăm. Exact, 129, da? Ce? 129 ce? 129 ce? Hai. Domnule președinte al Senatului și președinte al Partidului Național Liberal, domnule Nicolae Ciucă, domnule prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, domnule europarlamentar, Rareș Bogdan, domnule ministru Adrian Veștea, domnule președinte al Consiliului Județean, Hubert Duma, domnule președinte al Partidului Național Liberal, filiala Brăila, Alexandru Popa, stimați invitați, dragi colegi și drage colege, doamnelor și domnilor, suntem aici în această zi importantă să-l susținem pe colegul nostru liberal care va fi primar în Ianca, un primar pentru oameni, un primar căruia să-i pese și a demonstrat asta până acum. Adin Boboc acționează doar în spiritul legii și a fost serios și implicat în viața din Ianca, arătând public numeroasele ilegalități făcute de administrația PSD în cei aproape 30 de ani, ceea ce a umilit și îngenunchiat pe toată lumea. Nu vă lăsați înșelați de imaginea contracandidaților în aceste alegeri. Sunt copiile fidele ale fostelor personaje care au condus Ianca. Unul în mod special, cel care an și an la rând a instaurat teama, dictatura și a acționat doar în interes personal al său și al partidului pe care l-a reprezentat. Măi, mă destabilizezi. Români, deci, votați cu hoții, cu ăștia care instaurează teama. Teroarea, practic. Ați înțeles? Adică votați-ne pe noi. Nu râde, Marius, că eu nu te uiți la mine ce s-o brusă. Cum ziceam, destabilizat, cum ai Băi, deci asta, atenție, votați cu hoții ca să fie stabilitate în e țară. E foarte bine, păi. Adică, probabil, stabilitatea hoților. Presupun că voi vreți să votați cu hoții. Nu e așa, românilor? Atunci votați cu ei. Sunt împreună. Deci, sloganul nostru care e? Votați hoții. Da. Ah, ok. Votați hoții. Bravo. Deci, români, sunteți pregătiți? Băi, Marius, tu ai în glumă pe asta, nu? Nu. Dar știi că, cum îl cheamă pe liderul ăla PSD, Tudose și ceva în față, cum e ăla mic? Tudose... Miaiță. Mihai, așa. Mihai. Mihai Tudose. Știi că el a rezolvat a la Oppenheimer chestia asta, da? Aoleu. Da, adică local. A dezamorsat bomba, adică imediat. A ieșit și a spus. Ia. Știi cum e, Marius? E ca la USL, a zis. A. Dar asta cu USL-ul s-a terminat cumva prost? S-a terminat. Cam prost. Da, prost de tot, adică... Mai prost de atât nu se putea termina. Eu cred că unii pot mai... Ca USL-ul, nu? Pot mai proști unii, da.
Mai plus decât tu doze sau ce vrei să spui? Nu, măi, nu, că era vorba aia ta. Nu, era vorba aia ta. Care e diferența? Nu, mă, care e diferența între ei? Între ei? Da. Care e diferența între ei? Deci tu l-ai făcut prost pe Tudose? Nu, sau? Nu. Nu, n-ai voie. Păi Tudose-i unul. Eu vorbesc de mai mulți. Dar sunt unul mai prost ca altul. A, e, da, era. Care e diferența între ei? Auzi, e treaba cu USL-ul, mă, care... Da, ia să vedem. Nu e chiar așa cum crezi tu, asta ia. E ideea. Uite, ia. Hai să vedem. El fiind tot de la Brăila, păi cum da, ar veni. Păi da, a rezolvat-o la Ianca, povestea asta cu hoții, înțelegi? Ia. Nu e o chestie, cum să zic, simplă, Marius, oricât ai crede tu că... Domnul tu că da, mă rog. Și eu ce ai zis? Oricât ai crede tu că. Da, domnul exact. Tu. Domnul. Hai să oricât vedem. Ai cred, domnule. Ia. Da. Ia. Am mai trecut până la România când a fost USL-ul. E bună comparația. De trist amintire. Da. Deci români o să fie ca... Cum a fost cu USL-ul, da. Deci pregătiți-vă. Votați cu hoții. Bun, mai departe. Dacă proiectul va funcționa, până la urmă, toți acești... aceste individualități cu personalități, hai să spunem așa, neschimbate sau care nu înțeleg că proiectul e mai mare decât interesele și orgoliilor personale. Proiectul e mai mare cu hoții, înțelegi, decât interesele altora. E cu hoții. Păi dacă e cu hoții, n-au spus aia. Hoții, era și domnul Ciucă de față. Că dacă n-ar fi fost domnul Ciucă, nu dădeam. La Ianca. La Ianca. Spunea ăla, domnule Ciucă. Ăștia sunt hoții. Ăla din discursul lui, 5 minute și era pe aia, cine era... Păi, de... așa se face. Numele da, dar după aia a zis de hoți, de fără de legi, de teamă, de umilință. Bună ziua, da. Bine ați venit, nu trebuie și să... Și omul zice, nu vă luați după asta. Da, că e un seleu, e un proiect mai... Ori vă schimbați, ori plecați. Adică, ce dacă furăm? Furăm și câștigăm. E vreunul pe aici care are vreo problemă cu asta, plecați. Nu, să plece. Să plece, ia. Deci s-a schimbat? Da, o să vedem exact și cum înțeleg românii, pentru că nu se le măcar a fost de sus până jos. E pe Antena 3, nu e din altă bani, da? Românii au început să înțeleagă, stimată doamnă, că e un proiect național pentru România. Un proiect național pentru furăm împreună, adică... Furăm și național. Adică, deci ăsta e sloganul, furăm și câștigăm. Mă, nu ți-a spus ăla în campanie electorală. Deci, bă, e furăm și câștigăm. De Mihai Tudose zicea. Da. Cu partidul, că... Ăla, de trist amintire, da? Care a... Și... Tu două să zice, suntem ok. Suntem cu proiectul. Adică de da. Țară, da. Ia. E un proiect mare. Ce au început să înțeleagă, gândeți-mă, sunt în Tețul Brăila, acum sunt în orașul Ianca. De ce la Ianca? Nu e... Era chiar în localitate, e da. E pe... Atenție dacă ai impresia. 29 martie. A. Deci micuții, ce la ai văzut... 5 zile după. Nu, dragule. Nu. Păi când erau? Păi cum, 5 zile, Marius? Păi ce ți-am spus eu? Păi erau pe 24 martie. A, și ăștia era pe 29. Și am zis 5 zile mai târziu. A, 5 zile ai zis? Da. Bă, am crezut că ai mâncat 5 zile sau ceva. Bun, deci imediat după aia vine Mihăiță și zice, bă, care e problema? Cine n-a înțeles, pleacă. Deci s-a schimbat sloganul, e furăm. Furăm și câștigăm. Și câștigăm. Ia. Se pare corect. Fiată. Ia. În mijlocul județului, de dimineață, am vorbit cu o mulțime de lume. Nici ai mei, cu ghilimele, PSD-iștii nu sunt foarte fericiți, nici PNL-iștii nu sunt foarte fericiți, vorbesc de membri de partid. Toți ne-am fi dorit să ne păstrăm identitatea și acum simtăm o luptă să demonstrăm ce putem fiecare, dar cu asta încep discuțiile, dar toți acceptă că interesul României și ceea ce putem face împreună obținem pentru România mai mult decât am fi obținut separat. Ce facem împreună? Adică furăm împreună, mă! Interesul național... Da, e să furăm împreună. Mai furăm așa, am prăștiat fiecare de capul lui. Cine să fure? Păi n-a spus, mă, liberalul mai înainte că ăștia sunt hoți. Că au furat. Da. Dar n-au zis că o să mai fure. Aaa, cum am prins. Deci... Nu, dar cu Tudose mi se duceam și eu... Mergeți cu hoții că precis vor să mai fure. Ai o lămâie? Am, cu Tudose, pe bună. Am o plăcuță deja... suedeză, nu crezi că mai. Dă-i lui Tudose. Dă-i lui Tudose, plăcuța suedeză. Români, ați înțeles? Deci, comasata acum e? Comasata, mâine gata. Da. Bă, Marius, nu știu cum o să ieși tu din toată povestea asta. Nu cred că o să poți să ieși. Domnule, am înțeles, domnule profesor, că totuși Iohannis a început să primească reacții de la candidatură. Confirm? Da, confirm. Te pozitive. Rog. Pozitive, că n-are cum. Confirm pozitiv. Da. Cum se spunea... Nu vrei să învățăm pe români o ghidușie? Bă, da. A? Mm-hmm.
Români, voi ce gătiți de Paște? Să vă învăț o rețetă. Ia, bagă-o. Ha? Băgăm o rețetă mare? Dar e de post sau e de Paște? E de Paștele postului. Deci fii atent aici, Marius. Da. Eu cred că noi ne-am lansat mult mai bine dacă ieșim cu rețete. Eu zic cu rețetă și dacă îl chemăm pe ăla, cum era ăla, Petrișor? Da. Sau cum îl chemăm? Care Petrișor? Pe vremea noastră, cu 25-30 de ani. Vrei să zici 40? Erai cam micuț. Încearcă să fii... Erai în ce clasă erai? Erai încă pionier. Auzi, Marius, da. Hai să te învăț pe tine întâi o rețetă și dacă vă place și vouă români, fii atent. Te rog. Vrei să-l scoți pe Iohannis șef la NATO? Cum zic ăștia, eu vreau, șef. Vreau să scot, să-l bag în NATO. Așa spune presa, că secretar general NATO, ci că e șef. Ăla n-are nicio legătură cu șefia, vai sufletul. Păi da, uite, asta ar trebui să o spui totuși. De ce? Ca să afle că nu știu ce Iohannis să muncească ceva în viața lui, duce să fie și el acolo de complezență. Marius, cum îl faci pe Iohannis să dea bine pentru postul ăsta, da? Mai ales după ce ești ambasador. Mi-e greu. Bă, după ce ești ambasadorul Marii Britanii. Aoleu, și a zis că nu e. Noi suntem cu Rute, care el și... Da, exact. Și a venit și Marcu. Care a... Exact, a spus, băi, da. Dar e și expresia, Marc Rute. Adică Marcu, adică. Că are și pe Marcu Rute, și pe Rute, exact. Fiindcă a zis Marcu. Exact. E, cum îl scoți pe Iohannis? Nu știu, mie... Față de voi, români. Nu pentru... știu, mi-e greu, adică să... Hai să te învăț. Hai. Fiat. Mai întâi, îți faci ochii roată. Te uiți de jur împrejur. Înțelegi? Ca uliu. Exact. Faci așa. Da. Ca satelitul strategic. Scrutezi. Bine, nu știu ce înseamnă scrutezi. Scrutezi... Lasă. Orizont. Nu te forța. Așa. Nu, să nu plăznească vreo cusătură, ceva, că știi că... Tu vorbești? Eu... Care ai întors scaunul ăla ca să nu... Se vadă cusătură. Să nu se vadă punghile. Să nu se vadă cusătură. Ce vrei, mă, dacă m-au chemat ăștia cu hoții? N-am rezistat. Hai, lasă-i, că dacă mi-aduce aminte, tu dose și ea trebuie să cer o limonadă, fără zahăr. Cere. Cine te ține? Așa, zi, unde ajunsesem? A, te uiți... Roată. Și te gândești roată. Așa, bă, cum să facem noi să o scoatem pe ăsta, a? Deci, un ambasador al Marii Britanii și-a spus, marș-mă, ne trebuie un ambasador care să zică invers. Mm-hmm. Înțelegi? Da. Securiștii. Marius? Ce? Eu nu vreau să zic. A, nu, da, nici... Deci, ne trebuie un ambasador care să zică invers. Sigur, ar fi bine să fie ambasadorul Statelor Unite. Dar nu dânsa... Păi dar... nu dânsa se pronunțase. Păi... Dânsa... În sensul că nu îl susține. Dânsa a zis ce băiat bun. Da, e un băiat bun, da. L-au pus pe britanic. Dar nu e cazul l-au pus pe să spună nu. Da, l-au pus pe britanic să vină să spună, bă, noi îl susținem pe Rute, marș acasă. Bun, ok. Deci ne-ar trebui un ambasador al Statelor Unite, Marius. Uh-huh. Da? Da. Deci, ajungem din nou la treaba cu ne uităm roată, da? Te uiți cu privirea. De unde iei tu un ambasador al SUA care uh-huh. să zică treaba asta? Uh-huh. De unde? De unde? Din țară. Care țară? România. Da, fiată. Te uiți tu așa. Ambasadorul Statelor Unite nu spune, clar. A spus. E la ordine. Nu e cazul și... departamentul ăsta. Dar securiștii au pus la cale... Da. A. Și se uite așa. Bă, de unde dracu să luăm pe asta? Acum, tu știi că sunt niște foști ambasadori ai SUA la București? Care au rămas local. Stai așa. Băi, Marius, bă, nu poate omul să spună ceva, că și furi vorba din... Iartă-mă, am crezut că... Vorba lui e ăsta... E un joc, e... Din Oscar Wilde, care zice, bă, nu mai poți să te întorci cu spatele... Că-ți fură... Nu, că și începe lumea să vorbească în spatele tău lucruri adevărate despre tine. Ok. Și zice... Bun, ne uităm așa la foștii ambasadori. Acum știi că ăștia, foștii ambasadori, mulți dintre ei sunt ăștia puși politic, înțelegi? De absolut. Ăștia săraci erau o curea de transmisie, adică ei dădeau mai departe la București ce primeau de la Departamentul de Stat. Când îi dădeai afară din funcție, vai mama lor, fiecare ce era, ăla avocat, ăla fermier, ăla... Rămânea cu meseria lui. Da, că pe ăștia îi pui ambasador din N motive. Au dat niște bani la campanie, ți-au aranjat niște șmecherii pe acolo. Asta e, ambasadorul american. Bun. E, te uiți așa și te uiți de pildă, vezi tu așa niște ambasadori, foști ambasadori ai Statelor Unite, care merg ei așa pe stradă,
știi, lipa, și pac! Îl ia unul de... Pac! Apare un proiect imobiliar, înțelegi? Aoleo! Păi și se duce și el pe acolo să vadă. Nu știi? Nu. Pe bune? Și a apărut un proiect imobiliar și el stai s-a dus... Stai mă să vezi. Ce naiba mă, Marius, mă, câteodată mi-e așa de milă de tine. Știu, cum... dar înțelege-mă nu, și pe mine ca om. Înțeleg, dar... Ca realizator de radio și așa mai departe. Da, nu știu cum să zic acum. Hai. Da. Da. Uite, dacă vrei să vezi cum se face treaba asta, nu? Dați-mi 815, vă rog. Ia. Ia. De vezi? Ăsta e un material din decembrie 2022. Marius, da. Vezi? Ia. Da, a scris presa. Da? Și vezi ce a fost un ambasador așa, Adrian Zuckerman, a participat marți la lansarea unui proiect imobiliar la Cluj, fiind prezentat drept avocat al proiectului de către organizatori. Sigur, presa rea și dușmănoasă, vezi că spune sus acolo, grup de oameni de afaceri controversați. Unii ar spune cu anumite relații, bineînțeles, de afaceri. Da? Vezi? Și că va reprezenta el întregul proiect, așa l-au prezentat acolo. El n-a zis nu. Păi da, că e în poză, cum n-a zis păi nu? Cum? Păi nu, nu-l vezi acolo, uite, cu oamenii ăia, vezi? Păi, pe decembrie 2022. Sigur, după ce presa a relatat toată povestea asta... A dat înapoi. Nu, a dat... Înainte? Înainte, da. A. Adică, dați-mi 816, vă rog. Da? Domnul fost ambasador, da? După cum vezi, spune... A, că nu mai reprezintă. Nu, domne, nu reprezentăm noi asta, Smart City. Nu, nici vorbă. Da, uite cum ce, în ce calitate era acolo? Ce? În ce calitate era acolo? Păi scrie aici, pe roșu. A fost pe acolo. Ai înțeles? Uite, am vizitat așa, să văd și eu. Cum e cu 2 miliarde. Cum am vizitat site-ul? Situ, poate? Da, așa este, situ. Da, corect. Mă rog, da. Da. Am vizitat, așa scriu ei ăștia. Aha, ce vrei? Ce vrei, acum? E așa, zice, a fost și el pe acolo să vadă o realizare de 2 miliarde de dolari. Tu când auzi de o realizare de 2 miliarde, te duci să vezi? Ba da, ești acolo, ești jeană. Și plânsul când mă gândesc că atâția bani, exact. Nu? Deci el s-a dus să vadă așa. Era, trecea pe stradă și odată... Și zice, uite aici... Da, erau 2 miliarde de dolari pe marginea drumului. Și ia să văd care... Ia să văd și eu, 2 miliarde, n-am văzut în viața mea 2 miliarde de dolari. 2 miliarde de dolari și stai că zici acolo. Da. 12.000 de unități rezidențiale. Da, adică... alea încă nu s-au făcut. Nu. Dar miliardele erau acolo pe în fața blocului. Înșirate pe pajiște și a zis, băi, n-am văzut în viața mea 2 miliarde de dolari lângă dolari, nu? Corect. Și tu vrei să te duci să vezi 2 miliarde de dolari, nu? Vreau, da. Da, că te invit pe la mine, pe la... Nu? Da, mai după miezul nopții. Păi, când terminăm. Nu? Exact, exact. Acum avem treabă. Deci ai înțeles? Deci reluăm cu rețeta? Da. Deci spuneam așa, ne facem ochii roată și căutăm un ambasador al Statelor Unite. Da. Bineînțeles, nu o să găsești un ambasador în exercițiu, știi de ce? Pentru că la în exercițiu spune ce îi spune Departamentul de Stat să spună. Deci îți trebuie unul care a fost. Da, dar poate să spună orice. Da, adică... dar ăla care a fost trebuie să fie unul care merge pe stradă. Bă, Marius. Exact. Și când trece pe lângă 2 miliarde de dolari... Să intre în curte. Nu, să se uite. A. Aia zice, mă... Păi nu, dar a băgat și capul în poză, stai un pic. Da, mă, Marius, da, era din afara arealului, înțelegi? Adică se uita de la gard. Și explic, eu sunt de la Caracas, îți dai seama. Ai văzut, deci până aici ai înțeles, da? Cât găsești un băiat din ăsta. Nu. Care merge așa pe stradă, se întâlnește cu 2 miliarde. Un băiat care a fost ambasador. Da, păi nu, altfel n-ai ce să faci. Nu așa, un băiat. Nu. Așa treceam eu pe acolo și... Da, mă, da. Mă care... puneam ce... să iau miliardele de dolari și... Nu. Noi suntem aproape săraci. Sigur, exact. Da? Așa. Bun, și ce faci tu după ce l-ai găsit pe omul ăsta? Ia. O poză. Hai să te văd. Hai. Testul. Faci o poză cu el. Faci o poză. N-ai făcut nimic cu poza. Nu-ți trebuie poză. Ce faci cu ambasadorul? Da, ambasador? L-ai descoperit. E ăsta care ne trebuie, da? Nu știu, frate. Ce faci cu el? Ia. Nu știu. Ia să vedem. Iau un interviu, zice Ana. Păi ce iau? Nu, iau interviu la toți... E deșteaptă. La toți foști ambasadori. Adică... Păi nu, bă, ai pierdut din vedere obiectivul nostru. Mă credeam că eu ce să fac eu. Păi tu. Păi cum să iau interviu unuia lui Zuckerman ăsta pe care îl știu foarte bine. Păi, stai mă, ca deci, pe încă o dată, ai uitat. Hai.
Deci noi trebuie să-l umflăm pe Iohannis. A, în cazul acesta, dar nu vreau să-l umflu pe Iohannis. Nu, tu, vreau să-l umfle ăia, nu ești eu. Ești anti-român. Nu. Aia nu-l umflăm, pentru că au altă treabă. A, și umflă, atunci îl umflăm noi. Îi umflă pe ăștia mici, nu... Că n-ai înțeles, acum e cu campania, mă. Da, adică... În mod logic, aia care vor să-l umfle, îl cheamă pe Zuckerman să deci, ia un interviu, să-l întrebe despre Iohannis. Întâi trebuia să-l găsești pe Zuckerman. L-a găsit. Și te-ai uitat pe stradă. Adică nu, ai pus 2 miliarde de dolari pe mare. Și când el trecea? Și el trecea și l-ai văzut că s-a oprit. Uite, ai zis, ia vină mă încoace. Așa, nu vrei tu parcă să... Parcă te văd pe la tribunal, dar tu judecată de Zuckerman. Cum păi, ai... da, ce am zis? Că ăla, când a văzut 2 miliarde, a intrat în curte. Păi asta a spus. Vezi, bă, Marius, bă. Am văzut, Vali, hai, nu, mai nu, departe. Că ai spus lucruri grave aici și nu pot să te las așa. Și am zis că parcă te văd pe la tribunal. Dați-mi... Dar și care e problema? Dați-mi 816-a. Dar, Vali, merg cu tine, stai liniștit. Da, mă, știu, de-aia mi-e frică. 816-a, scrie-mă aici. Da, m-am văzut. Am vis așa dezvoltarea, am... pentru a vedea cu ochii mei dezvoltarea de 2 miliarde de dolari a unui oraș, un oraș format din 12.000 de unități rezidențiale. Ce am zis? Nimic. Hai, deci, mergem mai departe, să-l umflăm pe Iohannis. L-am găsit, da? Da. Acum, îl duci pe omul ăsta... Mai avem o oră de emisiune și mai avem 4 pagini. Hai, mă, Marius, mă, că... Da, te rog. Oamenii trebuie să înțeleagă despre ce vorba. Ok. Bun, și unde poți să-l duci, să, cum spune Ana, să iei un interviu? Unde-l duci? La un interviu. Pe unde? În Cismigiu, unde? Nu știu unde, la... Nu așa. Păi da. unde îl duci? Eu știu unde, la Digi? No. Nu, duci la... într-un loc select. A, nu. Nu. Antena 3? Nu. Câte încercări mai am? Una. E agenție de știri? La prietenul tău, nebunule. La prietenul tău. La prietenul tău. Acolo ai văzut că ai nimerit a treia oară, dar... Ar fi bine să mai dăm, ca oamenii să înțeleagă mai bine despre ce e vorba. Ce am dat săptămâna trecută, când Bogdan, prietenul meu, a intrat prin telefon și a zis că sunt șanse de 70-80%. Da, mă. Odată și după aia zis că e mai mici. Lasă, că știe lumea. Știe. Așa. Deci îl duci la DC News. Așa. Așa. Și acolo jos n-ai să scrii fostul ambasador. Nu, ambasador. Ambasadorul. Nu spuneam. A fost și film. Ambasadorul, Zuckerman. E și acum. Că oamenii se uită, cine știe ei, care e la ambasador sau care nu e ambasador. Și, sigur, îi pregătește omul, îi să spună. Iohannis, ce mai bun, acolo, e suflet din sufletul. NATO. NATO. Suflet din sufletul NATO. Și tu te uiți. Poți să fac și o poezie, da. Da. Și tu te uiți cu, mamă, ce tare asta. Mamă, ce tare. Bă, și chiar atunci când se lipise, apare o nenorocire. Ce anume, s-a stricat banda. Nu, dar știi cum e? Când vii și spui, bă, să fie ăsta... La NATO să fie, da, e excepțional. Și tu ai fost ambasadorul, sau poate nu mai ești acum. Da, ai fost. Lumea nici nu știe că ai fost, crede că ești. Mă, parcă să... Se cheamă că știi și tu, nu? Pe ce lume ești sau ceva, nu? În principiu. În principiu, nu? Tot de că americanii nu prea... Pe bune? Adică, ia. Mai ales dacă ai scos din bula lor. Din proiect? Din proiectul de 2 miliarde l-ai rupt, e fără orizont. Păi stai mă că e nasul de tot. Ia. Fii atent aici. Mm. Spune și tu acum dacă treaba asta îți se pare ok. Ia. Dați-mi 125C. Ia. Eu cred că șansele președintelui Iohannis să fie viitorul secretar general al NATO sunt foarte bune. Și eu cred că el e cel mai bun om să aibă acest post și sper să fie ales la acest post, pentru că o să fie cel mai bun pentru NATO și pentru Europa. Exact. Și dacă îmi dați voie, ar trebui să ne uităm înapoi un pic ce s-a întâmplat peste ultimii câțiva ani, care în opinia mea arată de ce președintele Iohannis a arătat viziune și leadership, nu numai pentru România, dar și pentru Europa și pentru NATO și de ce el merită să fie viitorul secretar general.
E o grupă din care sunt sigur că dumneavoastră știți, dar poate unii nu știu, clar, numită B9, a țărilor, da, foste țări sunt influența rusă de Est. Lagărul comunist, B9, formatul B9. Care B este pentru București. București. Această grupă a fost formată de președintele Iohannis și fostul președinte Duda, al Poloniei. Ce ai făcut, mă? A greșit, n-a știut. Stai puțin. Auzi, până la Duda, al fostul președinte. Omul e pe din afară. Bă, Marius. N-am auzit vreodată pe cineva, da, stai puțin, în România, nici măcar Rareș Bogdan, să-i dea atâtea pupături, ca, bă, să nu am zic. Am înțeles. Dar cum adică a fost? Atâtea limbi. Cum adică a fost președinte? Păi, a greșit. A, ia, l-a luat limba pe înainte. Da. A, stai așa. Stau, nu mișca, dați-mi, nu respira. Dați-mi 126, a, hai că s-a redresat ea. Ia. De asemenea, președintele, fostul președinte Duda din Polonia și președintele Iohannis au făcut ceva numit The Three Seas Initiative, care înseamnă trei mări. Inițiativa celor trei mări. Exact așa. Da, ce-l făcea? N-avea... Iar a fost fostul președinte. Da. Fostul președinte. Păi ce vrei acum? Intrăm pe... arătăm Wikipedia sau? Mă, Marius, adică... Cum? Când vezi... Ambasador? Nu au lucrat la treaba asta, adică au făcut dosarul, dar... N-a citit... Da, stai, mă, Marius! N-a citit ultima pagină. Marius! Ne luăm de la atât. Nu, da. Doamne ferește. N-are niciun rost. Nu, zău, Marius. Nu. Acum, de ce crezi tu că am făcut toată treaba asta? Uite de asta. Dați-mi 127 ce, vă rog. Ia! Cum ar putea arăta viitorul politic al lui Klaus Iohannis după Cotroceni? Discutăm acest subiect în legătură telefonică directă. Domnul Bogdan Chireac, analist politică internă și externă, adevărat. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule Chireac. Mâine, doamna Linda, vă mulțumesc pentru invitație. Se apropie de final cei 10 ani cu Klaus Iohannis, iată, în fruntea statului român și întrebarea, domnule Chireac, este ce se va întâmpla și spre ce se va îndrepta Klaus Iohannis? Ce șanse credeți că are pentru o poziție înaltă în plan european? Doamnă, ascultându-l și pe ambasadorul american Adrian Zuckerman acum două zile, se pare că are șanse mari pentru funcția de secretar general al NATO. Ar fi, dacă mă întrebați, cea mai importantă realizare a celor 10 ani de mandat al lui Klaus Iohannis. Cum cea mai importantă realizare? Băi, lasă-mă cu cea mai... Are șanse mari. Ne-am întors la șanse mari. Ambasadorul Zuckerman. Păi da. Păi da, dar oamenii nu știu dacă și-aduc aminte, fanii mei și tinerețea, că data trecută ai arătat, am arătat cele două, da, fațete. Una, da, când avea șanse foarte mari, da, și după aia șanse aproape zero. Da, da, da. Păi da. Și acum are iar mari. Păi de ce l-am... Păi nu ți-am spus... După întâlnirea cu... Păi de ce am făcut asta? 2 cu... miliarde păi, de... Păi... Îmi place construcția ta, dar arată că ești un om rău, că puteai fi mai bun. Eu? N-am făcut eu asta. A, s-a făcut singură. Păi n-am... Bă, a, tu ai adunat... Bucățile, băi, te-ai pus cap la cap. Băi, nu se poate cu tine, mă, pe cuvântul. N-am făcut eu asta, nu e opera mea. E opera lor. E opera lor. Deci, asta, știi, cu Păstorel, săracul, că l-a chemat, deci, înțelegi? Așa, Păstorel Teodorean. Da, că ăla făcea fel de fel. Celebru epigramist. Da, da. Și ăsta nu numai, da, făcea despre guvern diverse chestii. Da? Și l-a chemat, deci, și a spus... Băi... De fapt, deci. L-a chemat Groza. A, păi fie zi așa. L-a pus deci, înțelegi? Pe Groza să-l, da, cheme. Da. Și ăsta l-a chemat. Și zice, băi, Păstorel, tu faci glume, nu? Hai, mai fac și eu. Da. Zice, bă, nenorocitule. Bagă-ți mințile în cap. Tu faci glume cu instaurarea guvernului meu? La care Păstorel zice... Domnul prim-ministru, gluma asta n-am făcut-o eu. Am făcut-o. Am făcut-o ea. N-am făcut-o eu. Așa și eu aici. N-am făcut eu gluma asta. Mm-hmm. Deci, români, ați înțeles rețeta? Că poate vreți și voi acum de Paște să faceți un tort. Da? Vedeți cum îl faceți. Cozonaci. Da. Întâi mergeți așa, căutați 2 miliarde, după ce le găsiți, vedeți cine trece pe lângă ele.
încercați să găsiți un ambasador care trece pe lângă ele. După aia îl duceți acasă, îi puneți două, trei întrebări, el o să răspundă, sigur, întrebări care trebuie puse. Și după aceea ieșiți și voi pe televizor și spuneți, uite bă, ce a zis ăla. Înțelegi? Și v-ați scos. Poate vă faceți... Construcția mi s-a părut frumoasă, da, fină. Vă faceți de un job. Bine, nu la NATO, dar pe aici, pe la vreo corporație, ceva, vă scoateți, nu? E simplu. Nu trebuie să forțați. Bă, dar știi ce m-a impresionat până la lacrimi? Ce? Bă, până și lui Bocanceli s-a făcut rușine. Bocancel? Da, mă. Mă, te referi la Ciucă? Unde i s-a făcut rușine? La suflet. A, Bocancel al nostru, Bocancel măi, al nostru, mă, nu Ciucă al nostru. Ciucă al nostru. E, pe zi, mă, normal. Știi că asta, când a ieșit specialistul Bogdan Chiriac și a zis pe 30 martie... Așa, a ieșit și Bocancel. De fapt, da, pe 30 martie, bă, tot atunci, tot pe acolo era și Bocancel, sărac, trist. Ce zicea? Nu? Adică, Marius, când vezi un om trist, îți plânge sufletul, înțelegi? Dacă îl vezi, vezi și că e rușine, parcă vrei să-l reevaluezi. Parcă te simți așa, un fel de Traian Băsescu. Că-ți vine să reevaluezi oamenii, nu? Mamă, după Tudose, mi l-ai adus și pe Băsescu. Pe ce să-ți facă cu Tudose? Adu două limonade mari. Și o plăcuță sfereză. Fără miere și fără... Ai, lămâie în ceai. Scuze, da. Te rog, ceai... de ce ai zis, ce ai zis de Băsescu? Vezi că ai vărsat ceaiul pe... Ce ai zis de Băsescu? Pe Pampers. Ce ai zis de Băsescu? Și o să zică lumea că e de la altceva. Mi se străpezesc dinții. Dar merge. Merge. Mm-hmm. Deci, bă, i s-a făcut rușine și lui Bocancel. Hai să vedem. Bă, nu-ți vine să crezi, nu? Nu, asta nu. Bă, Mario. Ce era cam fără... 128 ce vă rog. Uite-te și tu. Și în cele din urmă vom vedea foarte probabil... Mulțumesc. La summitul din iulie de la Washington, numele noului secretar general al NATO, nu știm care sunt șansele lui Klaus Iohannis, dar bătălia e în plină desfășurare. Da, nu s-a abținut. Păi da, mă, nu știm care sunt șansele, păi, dar care bătălie, păi, Vali? Da, ce... Bătălia, Marius, cu el însuși. Cum e bătălia în care nu știm care sunt șansele? Ia descrie tu puțin cum e o bătălie în care nu știm care sunt șansele. Adică e o bătălie strânsă. Da. Da, strânsă, dar cu cheia franceză, adică până sare șpanul. Mai știi ce e șpan? Of, Doamne, of. Șpan? Cum să nu știi șpan? Da, nu. Deci, până și lui s-a făcut rușine, săra. Nasol. Mm-hmm. Și americanii? Păi, vrei să mergem mai departe, înțeleg. Vreau să mergem mai departe. Sloganul meu de acum 30 de ani, de când am început Marius Tucă Show. Ți-am spus să te lași de băut. De băutură, de băut e una, de băutură e alta. De băut, cu băutura... E altceva, da. Da. De ce? Ce s-a mai întâmplat? Păi tu ai zis ceva că tu vrei să mergi mai departe. A, apropo de sloganul celebrei băuturi. Da, băuturi, Johnny. Da. Văd că nu te lași. Johnny Plimbărețu, da. Vorba lui Puteanu Sărac. Mă, Marius, când l-am adus noi aici în atenția populației pe bunul tău prieten și colaborator Ben Hodges, da, un mare general, care ne învăța să sărim, să dărâmăm rachetele rusești care zboară pe aici, da, de colo-colo, da, exact. Pe principiu, băi, voi de ce stați și nu dărâmați rachetele rusești? Păi, nu? Care intră în spațiul vostru, da. Care nici măcar nu trebuie să intre, dar ar putea să intre. Și atunci, nu? Voi trebuie să le dați jos. Vezi că ucrainenii nu mai au cu ce. Păi nu mai au... Da. Blocanele cu murături? Încă se pun murăturile acum în congres. În congresul american. Nu s-au pus bine. Gogonelele. Și nu prea mai au. Și zicea Ben Hodges, da, hai să-ți aduci aminte. Hai. Poate ai uitat, mă gândesc așa, nu? Mai uită omul vorba aia. Sau poate n-ai uitat, dar... Poate am uitat, poate n-am uitat. Ia, 660 avă. Uite, micuțu, vezi, e de mult. E ieri. Da? Pe 9 ianuarie spunea. Uite, 9 ianuarie, la începutul anului. România și Polonia, de exemplu, alte țări NATO în Europa, de a trebui să ia în considerare posibilitatea lovii de a contracara aceste rachete din interiorul propriului spațiu aerian. Mm-hmm. Deci dacă zboară racheta pe lângă tine, cum bombardează rușii la tine, tu să lovești racheta cu rachetele tale cumpărate pe bani de la americani. Nu să dea americanii rachete gratis, nu, ucrainenilor. Că nu ai de unde să știi că acea rachetă nu le va lovi. Exact. Aia care de vine. Ce Polonia și România nu-și trimit avioanele imediat ce își dau seama că vin rachete? Da. Păi n-a ieșit Gheorghiță după aia?
Și a zis, bă, că nu avem ce ne trebuie. Ai uitat? Exact, nu avem legislație. Ai uitat? Da, nu am uitat cum să uit. N-ai uitat, vezi? Gheorghiță e pentru mine o amintire și veșnică. Și tu ai crezut că micuțul Ben Hodges e așa, venit pe lângă un proiect de 2 miliarde de dolari, no, să uită și el, no, de pe stradă, nu? Nu e cazul, nu. Na, n-ai să vezi așa ceva. Pentru că uite ce, uite ce bucluc s-a întâmplat, dragul meu. Ia. Da. O pățiră polonezi iar. Știi că pe la polonezi chiar zboară pe bune rachetele rusești. Chiar pe la ei, prin spațiul lor. Chiar prin spațiul lor. Și vine o rachetă. Și, o ia... și la noi ai văzut. La... la noi vine racheta. Zice, bă, ce Poznan. Zice, bă, asta, pe partea, pe zice, la asta e România. Ce dracută, mă, bă. Sărăcie. Săraci ăștia. Hai, merge mai. Și când au venit ăia și au aflat că... Nu știu unde vreau să meargă, în Italia, nu? Da. Și au aflat că sunt în România și au început să plângă. Da. Așa și rachetele. Exact. Nu intră mai da, de... Da, ne ferește. În Polonia e altceva. Adică zice, băi, nu scurtăm și noi drumul. Da, da, da. Adică o luăm vei. Și zboară 30, 40, 60 de secunde. Zboară, zboară, puiule, zboară. Înțelegi? Mm-hmm. Pe zboară spațiu aerian al Poloniei. Acum să spun un secret. Dacă o rachetă din asta, dacă ești de croazieră și cam intră pe la tine, barca ar trebui să o dai jos. Iar se mai pune problema unde se duce. Că da, e în spațiul tău. E spațiul tău aerian, nu are ce căuta acolo. Păi și polonezii ce-a făcut? Păi nu știi? Nu. Păi ai fi atent. N-a tras. Nu știu, băi, hai să vedem. 822 Avorom. Vine băiatul ăsta, Seina, care da, este adjunctul ministrului de externe. Sikorski, prietenul tău, am vorbit despre. Da, fratele nostru. Așa. Și uite ce zice. Că problema dobărârii rachetelor care zboară spre teritoriul Alianței Nord-Atlantice este luată în considerare. Fii atent! Da. În cadrul NATO! Exact ce spunea Ben Hodges. Da, 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 da. Te-ai prins? Da, la care... Zice, astfel de rachete să fie dobărâte atunci când sunt foarte aproape de granița NATO. Înțelegi? Deci deja spune ce zice Hodges. Adică să le dărâm înainte să intre în spațiul tău aerian. Mm-hmm. Chiar dacă nu au treabă să intre în spațiul tău aerian, tu le dărâm că n-ai de unde să știi unde să adică duc. Adică să fie în Ucraina, de fapt, că e, în altă despre parte asta nu vorbim, despre asta vorbim, da? Mm-hmm. Dar acest lucru ar trebui să se întâmple cu acordul părții ucrainene. Da, că ea nu-s de acord, îți dai seama. Și ținând cont de consecințele internaționale, atunci rachetele NATO ar lovi rachetele rusești în afara teritoriului pactului, a remarcat oaspetele nostru, zice polonezul. Deci ce zice polonezul aici? Plecând de la faptul că o rachetă rusească, bă, chiar a intrat în Polonia. Înțelegi? La propriu, ca să la zic propriu. Da, și da, a zburat pe acolo vreme. Uh-huh. Și ăsta zice, băi, nu e regulă. Păi. El fiind încă o dată persoană oficială. Înțelegi tu? Uh-huh. Așadar, te concentrezi puțin? Greu, dar... O fac pentru tine. Zice, bă, poate ar fi bine să le dărâm. Discutăm la NATO să facem chestia asta. Dar al treilea război mondial. Încă o dată, Marius. Când racheta a intrat în spațiul aerian al Poloniei, da, cum o să vezi puțin mai încoace, da, că spune chiar Seina, bă, e treabă de contraatac asta. Că înseamnă că te-a atacat. Uh-huh. Nu contează unde se duce racheta aia. Da, e pe teritoriul tău. Da, e spațiul tău aerian. Poate fi considerată agresiune. Până vorbește Consiliul de Securitate, definește la exact agresiunea, e nasol. Înțelegi? Da. Ce facem mai cu chestia asta? Tu dacă ai vrea să vezi ce facem, unde te duci să întrebi? La Bocancel. Nea. La Joana. Nea. La... Păi cine te apără, mă, pe tine? La Ianca. Și te apărăm pe tine, securitate, mă, tu doriți-o, nene! Securitatea. Și... Mamă, o să ne taie ăștia, mă, că am cântat. Securitatea mă națională, stai un pic. Bă, tu nu... A, că ai cântat, da, tu doriți-o, lele. Ne taie de pe YouTube, băiete. Cred că ești conștient de treaba asta. Da. Și de pe Netflix. Ne taie de peste tot ăștia. Suntem pe Sky, pe ăla, pe Sky Showtime. Pe Sky? Sky Showtime. E greu de pronunțat. Da, mamă. Auzi, mă, unde te duci, mă? Unde te duci să întrebi? Fața blocului, unde să mă duci? Mă uit pe cer, bă, văd. Bă, Marius, mă, niciodată, bă. Tu la pe... americani? Păi... Păi zi așa. Păi unde, mă? Păi cine te apără, mă? La Zuckerman. Nu. A, el e aici. Nu, că ai văzut, Duda a murit. Nu, nu mai e, n-a zis că a murit. Dar cum ar fi a plecat că nu mai este? E fostul. Mă rog.
Ți se pare că e fost președinte? Nu, nu mi se pare. Deci înseamnă că a murit. Sunt convins. Da, că ce, că-i fost? Că este. A, deci a murit. Hai că, Vali, trebuie... Bă, dar prins trenul sau ce? Nu, dar să... Deci, hai să recapitulăm. Mai mult din ce ne-am propus. A intrat o rachetă în spațiul aerian polonez. A ieșit adjunctul ministrului de externe, zice, bă, poate ar trebui să le dărâmăm. Și atunci trebuie pe americani. Și atunci te duci la americani să-i întrebi. Bă, da. Ce facem? Că dacă dărâm racheta rusească și consider că e o rachetă prin care rușii te-au atacat, articolul 5, ai uitat? Da, sună pe americani. Mergem să ne apărăm. Alo. Nu? America. Mergem să ne apărăm? Mm. Bine, hai să ne apărăm. Hai. Dați-mi 133, ce vă rog. Ia. Ia vezi. S-a blocat calculator. Așa da. Aș când s-o debloca. Așa da. Vezi? Deci acolo te duci. Nu mai la ești americani. Eu. La americani, fratele meu alt. Să ia lumină. Până se deblochează, să cerem altceva. Dacă nu chiar azi, dacă nu mâine, vedem. Dă mâine. Aia, atunci, da, așa zic și eu. Cum mai se... durează un pic, au luat-o și ei în spațiu aerian polonez și până se întorc, până... Un slide merge? Până merge filmul? Slide, da. Slide, 823A? Slide, slide-ul merge. Ia uite. 823. Uite, mai știi că vezi, același domn, da? Vezi, făcea el aici un interviu cu, adică intervievorul era Mihail Zelinski, vezi că spune. A fost mai degrabă un act intenționat, da? Vezi că e acum pe 26 martie, nu? Cum adică? Adică rușii ce-au făcut... A făcut-o intenționat. Da, așa spune polonezul. Federația Rusă nu a vrut să provoace nimic, știau că dacă racheta se va deplasa mai departe în Polonia, va fi doborâtă. Sigur, aici ai putea să intre pe polonez, dar de ce n-ați doborât-o și păi așa? Asta e, exact. Păi nu știi de ce? Îți spun eu? De... Nu, de frică. A. A. Polonezii, nu cred că le e frică la polonezi. Puțule, o să vezi. Mm-hmm. Și zice aici, păi uite, spune cu roșu. Mm-hmm. Dacă o doboram, însemna că noi considerăm că am fost atacați noi. Și atunci ar fi un contraatac, spune, ar trebui să reacționăm militar la faptul că am fost atacați de Rusia. A fost planificat, zice el, pentru planificat gestul Rusiei, da. Pentru a verifica puterea apărării și vigilența forțelor armate poloneze. Deci dacă dărâmăm racheta, înseamnă că și avem reacție. Contraatacăm pentru că am fost atacați. Așa spune el, ministrul afacerilor externe. Da? Deci cu atât mai mult trebuie să intre pe americani, că altfel cum te bați tu cu rușii? Că aici să-i întrebăm, s-a deblocat? Păi nu știu. Alo? Miliția? Mai sunteți? Miliția? Ah. Miliția încă nu s-a deblocat, că e blocat. Atunci... Hai să mergem mai departe. Mergem mai departe, da, dacă mergem mai departe, noi din asta trebuie. Să de exact, da. Ba. Atunci, știi ce a spus... Cine a pus cârciu? Ah. Departamentul de stat la treaba asta? Nu știu. Chiar n-am urmărit. Păi să descriem atunci așa, în cuvinte. Eu aș putea să... N-avem video? Păi tu n-ai video. Eu aș putea să dau ăsta, dar se aude în engleză. Îl descarcă din nou pe ăla, știi? Da. Și o să meargă. Ba. Deci... Deci așteptăm să se descarce și să-l dăm? Trebuie să continuăm cu ăla, nu? Da, toate okay. sunt imediat, pe bază gata. De filmuleț. Mm-hmm. Deci... Îl așteptăm pe ăla. Da? Păi da, îl descarc acum, probabil la 10-11 e gata descărcat. Deci îl întreabă pe purtătorul de cuvânt, pe Miller. Mm-hmm. Zice, bă, zice, cu... ați auzit că o rachetă rusească a călătorit prin Polonia? A trecut prin... Ăla zice, dom'le, să avem rezon. Toată ziua vorbim cu polonezii de treaba asta. A, da? Bravo. Și ce care... ne puteți spune? Da. Zice, dom'le, ce recomandări aveți noi, să ne faceți? Noi spunem că, deci, dacă găsim un portofel, îl ducem la miliție. Ah, te taie și pe tine acum. Aoleu. Păi da, că ai vorbit din BD. Și n-ai voie, că n-ai voie. Pe YouTube e drepturi. E drepturi de autor. Ca să, am făcut expre, ca să nu ne interzică doar din cauza mea, cu Tudorițo Nene. Tudorițo Nene. Da, nenea.
Așa. Noi americanii. Și, da. Și îl întreabă, zice, dumneavoastră, zice, noi, angajamentul NATO e solid ca fier. Hai, dă-i drumul. A, avem cu ce? Go ahead. German says that for the third time already, a Russian cruise missile flew through the Polish airspace. And the Russian ambassador was called in and he just refused to show up. Do you have any response to that? And did you have any contacts with the Polish authorities regarding that incident? We have been in close communication with the Polish authorities about this matter, and we have said to them privately what I will reiterate publicly from this podium, which is our commitment to NATO and the security of our NATO allies, which of course includes Poland, is ironclad and it will not waver. So would Poland be within its right to strike it down next time? I'm just not going to speak on behalf of decisions made by a foreign country. Deci ăla zice, bun, dacă sunteți pe geagichii să ne apărați, înseamnă că putem dărâma racheta. Nu putem vorbi în numele unei țări străine. Adică, Marius, fii atent. Vapăr. Da. Dacă e treaba voastră ce faceți acolo. Sunteți o țară străină când e vorba să de what? Fii atent. Ăsta e prietenul tău ăsta. Ăla l-a întrebat, atenție. Are Polonia dreptul? Nu l-a întrebat. Da. Ce să facă Polonia? Ci din punct de vedere al dreptului internațional. Dacă are dreptul să... Dacă o rachetă de croazieră rusească intră în spațiul aerian al Poloniei, Polonia are dreptul să o doboare? E clar, zice, dar ce eu vorbesc în numele Poloniei? Adică el avertizează în felul ăsta Polonia micuților? Stați pe... Gândiți-vă bine ce faceți! Stați pe spațiul vostru aerian. Poftim? Așa e. Cum? Așa ne apără? Așa e. Cum păi, așa ne apără? Tu ai spus încă de acum, din 2020, că America nu ne apără în cazul unui. Ai uitat? Stai, mă, mi-apare emisiunea pe YouTube și păi acum. Nu, da, hai să le arătăm la titlul ăsta. Hai chiar pe tema asta, hai. Nu vrei? Să ba calificăm da. Puțin? Să vreau să o... facă plăcere. Vreau să ne calificăm, nu băiatul să calificăm. Băiatul care vine președinte. Ah. Ha? Ia. Ia. 765 Beveron. E chiar cu Duda, fostul președinte. Fostul și actualul. Fostul, bă, așa. A question... to both presidents. You mentioned military cooperation. I would like to find out from both of you, presidents, whether during your exchange, were there any concrete guarantees extended concerning the presence of American troops exact in Poland as long Polonez as rise. There is threat from the Russian side? And, how do you see the future, presidents, the future of the presence of American troops in Poland? Well, we didn't discuss guarantees, and we weren't really in that position to discuss guarantees, but certainly we've been here for a long time. We have quite a few troops here, up to 5,000, and we will continue to do that, and we will continue to work with Poland, but we did not discuss guarantees, no. De ce spune președintele Trump în 2017 în prezența fostului președinte al Poloniei, Duda? Deci nu le dă garanții. Deci, bă, nu că nu le dă. Zice, nici nu suntem în poziția să vorbim despre așa ceva. Da, stăm aici și nu știu ce, mai vorbim, mai discutăm. Avem 5.000 de soldați. Apropo de ce spune Miller, băi, e ca fierul garanția NATO. Care garanție? Nu Kant, există. Canci. Kant. Cum a, nu... Immanuel Kant. Cum se spune corect? Kant? Kant. Kant. Immanuel Kant. Scuze. Pentru... Și când se plimba el așa... Immanuel? Da. Păi da, el se plimba tot da, timpul. Mă, da, ca Zuckerman, numai că el n-a văzut... Da, mă, și mergea așa, se plimba el pe străzile Königsbergului, înțelegi? Vechea, nu-i așa, capitala regilor prusaci și privea cerul înstelat deasupra mea și legea morală în mine. Așa e în critica rațiunii pure, înțelegi? Și cum mergea el așa și se uita el? Și l-a văzut pe Schopenhauer. Nu! L-a văzut pe Kaliningrad. Aoleo! Păi, păi ce ai făcut, mă, nenema? Acum e Kaliningrad acolo. Înțelegi? Uf. Cum? Ce ai zis, Donald? Nu există garanții. Păi și atunci... Noi ce facem? Păi... Noi cu cine? Păi nu ne apără ei pe noi? NATO? Da. Păi nu știu, Vali, tu să spui. Păi n-a spus, mă, și ăsta, bietul, tu ce faci, faci pe prostul cu mine? Nu te prinde.
Păi nu ne apără NATO, te întreb eu în numele poporului român. Nu știu ce să zic, Marius, că ești atât de dur cu mine pe cuvânt. Nu, da, păi ne apără sau nu ne apără America NATO? Apără, nu, bă, asta e întrebarea. America apără pe cineva, totuși. America? Pe da. Ei înșiși. Crezi? Deci, spune-mi, eu vorbesc foarte serios. Ne apără sau nu ne apără NATO? Păi nu ți-a spus Trump? Păi polonezi, la polonezi nu e. Ah, deci pe noi ne apără, nu pe polonezi. Nu te întrebam, ne apără NATO? Da, nu, ai văzut? Adică nu-i treaba mea, a zis mie. Ce o vorbesc? Păi și la noi la fel? Tu cum crezi? Ia, dărâmă și tu o rachetă rusească să vezi. Eu cred că da. Eu cred că... Deci, dă-mă. Practic, nu ne apără NATO? După... Spus... După cum a zis Miller, eu nu vorbesc pentru voi. Păi și atunci noi? Voi? Ce facem? Voi? Cum? Noi găinile. Mergi adică... așa pe stradă și unde vezi 2 miliarde de dolari, te bagi și tu. Da. Și vezi să... Pică, dar noi nici măcar dronele, bucățele de drone nu le-am. Dar tu crezi că America e așa loială față de cineva? Sau ce? Ți-am spus că nu. Uite, hai să te mai învățăm. Români, hai că... Hai, suntem la ora de dirigenție. Da. Uite, hai să vă învăț puțin drept internațional public, așa, pe înțelesul tuturor. Ca pentru Mariusică. Lasă-i mă, că nu se uită nimeni, Marius. Fanii mei știu din rețea, așa. Bun, Marius... Știu că toată viața ta ai vrut să afli... Da, de NATO. Nu. Ai vrut să afli dacă o rezoluție a Consiliului de Securitate e obligatorie sau nu. Știu că mereu mă întrebai. Da, de ce nu au făcut? Cum a fost și asta, ultima încetarea focului în Gaza? Tot m-ai întrebat mereu și da. Eu n-am vrut hai să spun. Hai să aflăm. Nu? Chiar a venit momentul, da? Sincer. Ok. Bine, dați-mi 818A. Ia să vedem. Mariusic. E simplu. Toți românii vor să înțeleagă. Ia. Ce-i cea? Ia zi, Marius. Citește articolul 25 din Carta ONU și spune-mi ce concluzie ai tras. Membrii Națiunilor Unite sunt de acord să accepte și să execute deciziile Consiliului de Securitate în conformitate cu prezenta carte. Și acum trebuie să citesc toată carta. Nu, iubire, nu. Ah. În conformitate cu prezenta carte înseamnă că asta ce vezi tu acolo... E obligatoriu da. Să accepte și să execute. Da. Deci, obligatorii? Da, așa părea. Cum așa? Scrie acolo. Așa, da. Mai dați-mi, domnule, o dată că ăsta nu are memorie de scurtă. Așa părea, durată. Era un deci, fel de a spune. Așa când ai devenit membru ONU, da, trebuie ai să respecti. Fost de acord să accepti și să execuți, micuțule. Rezoluțiile. Rezoluțiile Consiliului de Securitate. Da, sunt obligatori. Corect. Așa spune Carta ONU, uh-huh. Unde ești tu membru. Ca țară, nu tu, Marius Duc. Nu, eu doar sunt trecut în Carta de Imobil. Pe bune? Bun. Și acum fii atent. Ia. Știi că sunt în desfășurare operațiuni militare în Gaza, nu? Da. După... Ultima rezoluție. După acel teribil masacru din 7 octombrie, atunci când o organizație teroristă Hamas a lovit practic în inima Israelului, pentru că înseamnă să lovești inima Israelului, să omori oameni nevinovați, copii. Femei și așa mai departe. Exact. Acel act... nu are cuvinte în a fi descris da. Și pentru a exprima exact oprobiul întregii comunități internaționale față de crimele acestor nelegiuiți și descreerați. Din nefericire, reacția Israelului a produs atrocități la fel, de o gravitate extraordinară, care afectează zeci de mii de morți milioane de civili. Și mii de copii, da. S-a încercat, o populație strămutată de... S-a încercat în Consiliul de Securitate a se introduce diverse rezoluții care să oblige statul Israel să accepte o încetare a focului. SUA le-a blocat. SUA, hai să vorbim pe românește, le-au blocat. Că e mai multă. Exact. Pentru că Statele Unite ale Americii au ce? Drept de veto. Drept de veto, e membru permanent. Zile trecute, iată că Statele Unite au renunțat la dreptul de veto. Nici n-au votat. S-au abținut. Da. Abținerea unui membru permanent este permite, dacă sunt 9 voturi concurente... Adoptarea rezoluției. Exact. Și ei au spus, domnule, am acceptat totuși această rezoluție, pentru că acolo sunt precizate două lucruri foarte importante. Odată să se accepte încetarea focului și doi să fie eliberați ostatici. Uh-huh. Da? Da. Premierul Israelului Netanyahu a fost foarte supărat pe treaba. Am zis că a ajuns la spital. Ba, a fost foarte supărat.
Trebuia o delegație izraeliană să meargă în Statele Unite, a blocat, da, și așa mai departe. Bă, foarte supărat. Foarte supărat. Și a spus așa. Ce ați făcut americanilor, lăsând această rezoluție să treacă, e următorul lucru. Practic ați acceptat ca noi să fim obligați să încetăm focul, fără ca Hamasul să elibereze ostaticii noștri. O fi așa? Nu știu. Hai să vedem. Dați-mi 819-a. Uite, scrie rezoluția, da? Ia uite, Marius, rezoluția. Zice așa, Consiliul de Securitate. Români, foarte simplu, toată lumea înțelege. Cere, Consiliul de Securitate cere. Cere, atenție, verbul a cere e un imperativ. Marius, ne concentrăm puțin? Când Consiliul de Securitate cere... Păi nu știu, ia vezi, poți să te concentrezi. Când Consiliul de Securitate cere ceva, tu execuți întocmai și la timp, conform regulamentului de gardă și garnizoană, pentru că rezoluția Consiliului de Securitate este obligatorie, ai înțeles? Cum citirăm în Carta ONU. Exact. Ia să vedem, ce cere Consiliul de Securitate? O încetare imediată a focului în luna Ramadanului, respectată de toate părțile, care să conducă la o încetare durabilă și durabilă, zice aici, a focului și solicită de asemenea eliberarea imediată și necondiționată a tuturor ostaticilor. Durabilă și sustenabilă, nu durabilă și durabilă. Exact. Aici, în engleză, așa zice, așa a tradus Micuțu, dar nu ne deranjează. Și solicită de asemenea eliberarea imediată și necondiționată a tuturor ostaticilor, precum și asigurarea accesului umanitar pentru a răspunde nevoilor lor medicale și umanitare de altă natură și solicită de asemenea ca părțile să-și respecte obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional în ceea ce privește toate persoanele pe care le dețin. Adică să... Deci, Consiliul de Securitate cere o încetare imediată a focului în luna Ramadanului, respectată de toate părțile, și ce mai solicită? Eliberarea imediată și necondiționată a tuturor staticilor. Da. Jos văd că am pus textul în limba engleză unde spune că sunt acolo să se respecte dreptul umanitar, în sfârșit și așa mai departe. Ce spune Netanyahu? Acest text pentru noi este rău. Da. Voi americanii ați dat drumul. Mai ales? Da. Pentru că asta înseamnă ce? Că noi suntem obligați, practic, să încetăm focul, așa ne obligă rezoluția, în timp ce Hamasul nu e obligat să elibereze ostatici. Dar aici Consiliul de Securitate, vezi, cere vorbește și... Vorbește și despre ostatici. Da, dar atenție, membrii ONU sunt state. Hamasul e o organizație teroristă. Ghinion. E nimic. Da. E unii. Sigur, Consiliul de Securitate, care are gestiunea problematicii de securitate la scară globală, când cere ceva, dacă te uiți la dreptul internațional... Ar trebui să respecte și dacă te uiți la până dreptul, și teroriști. Dacă te uiți la dreptul internațional, dar trebuie să ai de-a face totuși cu subiecte de drept internațional. Hamasul e o bandă de criminali. Ăia... Teroriști. Israelul trebuie să respecte o rezoluție obligatorie. Ce vrei să spui? Ce vreau să spun? Deci, această rezoluție care a scăpat, Statele Unite au lăsat-o să treacă, atunci, de ce a făcut America asta? Ca să-l voteze pe Biden. A, pentru că deja era presiune foarte mare pe administrația Biden, pe democrat și alegătorii. Și nu este vorba doar de cetățeni americani, nu care sunt de origine arabă. E vorba de o întreaga opinie publică americană, întreaga opinie publică din spațiul european și din întreaga lume, care este oripilată de ce se întâmplă în Gaza. Corect. Și atunci, sub această presiune care însemna pierdere de puncte electorale pentru Biden, Biden zice... A lăsat să treacă. Până aici ok. Ai putea să zici. Da. E un punct de vedere, facem ce trebuie, care e problema? Oricum, păi, dar oricum atunci, era atunci dezastru mare, acolo. Atunci, dacă oricum era dezastru acolo. Ia spune-mi tu ce e asta aici? Care? Păi asta. 134, ce vă rog? John, on this resolution that the U.S. abstained to today that was within the power of the United States to block, the Prime Minister said it gives Hamas hope the international pressure will allow them to accept a ceasefire
without the release of our hostages. Is he wrong? Yes. Does the U.S. still have leverage to change language of future resolutions now that this language, without the Hamas component, has been put into place? Well, let's see. I mean, there's just voted on this non-binding resolution today. I don't know of additional text that's coming, but we'll take each one in turn. Changes matters? Почка не обігаторія. Американі тей, ту май на бунику робінет Байден. Ка ну є, не обігаторія. Deci, și-au băgat mâna în apă clocotită și tot ce pot să facă acum este să iasă public și să spună cretinismul ăsta că o rezoluție a Consiliului de Securitate. Da, tipic. Nu vrei mai departe? Ba da, pentru Kirby. Nu vrei mai departe? Uh-huh. Ia dați-mi 824-a, tipic pentru Kirby, nu? Uh-huh. Ia vezi acolo, mă. Ce scrie? Nu este o rezoluție obligată. Deci nu există nici impact asupra Israelului și asupra capacității Israelului de a continua să atace Hamas. În al doilea rând, după cum am spus în declarația mea deschidere, aceasta nu reprezintă loc o schimbare a poziției noastre. Este foarte consecvent. Da, știu declarația. Ce e asta? Un nonsens, ca să spun pe românește. Dar tu ai impresia că treaba asta e de la Kirby? Acum, nu, bineînțeles că nu. Domnul Kirby este șeful, de la administrația, este șeful comunicării strategice la Casal. E de la administrația Biden, da? La Departamentul de Stat. La prietenul Miller nu vrei să te duci? Ba da, vreau să vină el la mine. Ia să vedem, 135... Ce but I would say, as I said, it's a non-binding resolution, but we do believe that the ceasefire and release of hostages that the resolution calls for is not only the United States position, but has been Israel's position. This is what Israel has been trying to achieve through these negotiations. So I would hope that we could get to that agreement through these negotiations, and I would hope we get that in the near future. Let me just put it one more way. I mean, if the fighting continues, I mean, on both sides, is that, again, saying it's non-binding, but is that a violation of the Security Council? Again, it's a non-binding resolution, and I would defer to international lawyers to speak in detail to that. What? Deci ne-am băgat până aici. Și? Practic, am trădat Israelul. Despre asta este. Nu discutăm acum dacă rezoluția e bună sau nu. Dacă e în sensul umanitar a ceea ce trebuia promovat pentru a opri măcelul în Gaza. Nu despre asta e vorba. Este vorba despre cum America și-a încălcat obligațiile față de Israel, acceptând o rezoluție care pune statul Israel în situația de a se confrunta cu o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate, într-un context în care ceea ce cere rezoluția Consiliului de Securitate este în pofida planurilor guvernului Netanyahu. Și la toată faza asta, administrația Biden inventează carta ONU ca să se scoată? Așa ne va apăra America pe noi? Reinventând carta? Vine racheta rusească? Reinterpretând-o. Reinventând-o, Marius, că n-ai ce interpreta când îți spune ce carta ONU. Statul, odată ajuns în ONU, își asumă să respecte și să execute deciziile Consiliului. Ce e aici de interpretat? Păi nu știu, întrebi pe americani. A, se întrebi pe americani. Întreabă-i tu pe americani și... Am înțeles, mă, Marius. Știi că, apropo de... Nu-mi să aminte. Kirby. Știi cum i-au anunțat, știi cum i-au anunțat americanii pe ruși că o să vină ISIS-ul să facă atentat? Am făcut o emisiune întreagă despre asta. Așa. Am să fii atent aici. L-a dat un fax sau ce? Da, da, spun o întrebare acum. Ți-o pun în termen real ca să nu te încurc, să zici că-i test. Fii atent aici. Dacă eu, americanul, aș ști, n-am cum să nu știu, că se face cu mine, că micuții pun un atentat terorist la Moscova, nu aș bate toba dinainte că i-am informat pe ruși că ISIS-ul face un atentat terorist? Ba da. Aș bate toba înainte. Sigur. Da. Și după aia iese unul ISIS ca, știi, ai văzut, te duci pe stradă, se uită unul la marginea drumului, sunt niște miliarde acolo, zice, bă, zice, noi ISIS am făcut. Așa, dar noi am anunțat că ISIS-ul, nu, nicio legătură cu Ucraina. Și acum fii atent. Să te învăț ceva. România, asta e foarte greu ce va arăta. Nu poate nimeni să facă în România chestia asta. Ce am să nu mai îmi dai greu, că e nu, târziu că și... Stai liniștit. Auzi, fii atent. Alea sunt cele mai ușoare teste. Să știți, români,
Cea mai bună treabă aia când te uiți cu privirea de jur împrejur. Da, eu faci așa, faci privirea roată. Știi, când venim noi americanii și spunem, bă, e, ISIS-ul, nu e niciun ucrainean. Acum știi cum e. Nici nu se risipise fumul din pistoalele alora. Bineînțeles, adică, bineînțeles. Și ei au spus, gata, nu sunt ucraineni. Da, adică... dar fii atent, când ei fac asta, știi, uite, tu de pildă erai la masă când s-a întâmplat, corect? Nu. A, nu, erai la masa din bucătărie. Mare, o zi întreagă te-am învățat. La masa din bucătărie cui? La masa din bucătărie. Și îți spunea mama ta, îți povestea despre Europa. Așa, așa, da, sărăcuț, am fost la el. Așa, era sâmbătă, era pe sâmbătă. Așa, și spunea, mă, Marius, mă, te-am învățat despre Europa și tu nimic n-ai înțeles. Iar ui polzicenii. Așa. Așa. Și tu acolo n-ai fost atent la ce a spus Kirby. Erai la masa din bucătărie. Normal, aia mai aveam, exact. M-am dus la mama să ascult pe Kirby, ai nebunit. Exact. Eu eram acasă. Și te uitai. Mă, făceam cu gantere, cu chestii de-astea, știi că nu. Cu gantere? Da, Bari, nu te deconspirator, o grâd de lumea de noi. Mă pregătesc pentru... Olimpiadă. Nu, mă, pentru la campania Paris. Electorală cu hoții. O să am de ridicat sacoșe. Sacoșile cu bani. Nu înțelegi? Ai, nu furăm împreună? Ce dracu, ai uitat de la începutul emisiunii până acum? Da. Vrei să scânti iar cu Tudorița? Nu mai stai. Deci, lumea nu este foarte atentă. Înțelegi? Da. Auzi? Da, da, da. Ne fiind foarte atentă, dacă îl prinzi pe ăla cu neașa castravetele sub nas și îl întrebi, băi, ce știi despre treaba cu atentatul la Moscova? Până să-i sune bzz, bzz, de la Kirby, bă, vezi că nu sunt ucraineni. Da, 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 știi da, da, ce da, da. Se întâmplă? A spus că sunt. Nu, e, nu poate să spună că dar sunt. Dar nici că nu sunt. Exact, asta e nasol. Trebuia să spună că nu sunt ucrainieni din start. Nasol. Asta era ordinul pe unitate. Nu uite, sunt, uite, dacă... sunt orice, dar nu ucrainieni. Fii atent. 817-a, te rog. Ia să vedem. E nasol. În viața asta. La Pona Enighel, cum era? Da, da, cripto... A, așa. Uite-l pe Jean-Noël Barrot, ministru delegat cu lângă ministrul afacerilor europene și afacerilor externe. Buf. Vezi? E frumos. Uite, pe France Inter, 24 martie. Organizația Statului Islamic, vă reamintesc, a revenit atacul. Președinte Putin, pe de altă parte, arată spre Ucraina. Și susține că cei patru autori ai atacului au fost arestați în urmă spre Ucraina. Primiți așa să declarați. What? Trebuie să se facă lumina asupra acestui act odios? Ce ai zis, mă? Păi ăsta n-a știut. Care, pe de altă parte, nu trebuie să facă obiectul unei instrumentalizări. Datorăm acest lucru familiilor, celor dragi și doliului poporului rus. N-a știut. Nu i s-a spus. Bă, a răspuns greșit. Ministru delegat. A răspuns greșit. Păi el trebuia să spună aici nicio legătură cu Ucraina. Cum adică să facem lumină? Corect. Întrebarea era clară. Are legătură cu Ucraina? Nu vorbim aici de lumină. Era la masă, la maică sa și n-a... La măsuța din bucătărie. Da, și n-aș văzut. Marius, asta e nasol. Și eu zic că da. Foarte nasol. Va fi schimbat. Crezi? Păi, în momentul în care nu execuți ordine... Nu e ca la Carta ONU, cum zic americanii, că nu e obligatorie rezoluția. Bă, ordinul pe unitate păi, îl schimb pe ăsta, se aici. Execută, nu se discută valii. Bă, Marius, dar nu poți să-i schimbi chiar pe toți. Ai. Uite, că mai vine și ăsta la altul. Cine e? Care? Observa corect. Ce zice? Care 821-a, dați-mi, ăsta e chiar prim-ministru. Și e tânăr ca tine, are 35 de ani. Mersi. Bă, are 35 de ani. A, ăla, păi da, dar are o orientare mai... Păi are. Diferită. Adică eu am zis că e tânăr ca tine și tu spui că are orientare, păi da, adică ce și tu ai? Degeaba e tânăr, are o orientare diferită, am spus. De a ta sau voi doi aveți orientare diferită? Ce avem orientări, el se orientează după da. Mușchiul copacilor, eu mă orientez după mușchiul inimii. Adică tu bați. Rusia își întărește poziția în spațiul cibernetic, lăsând tot mai multe atacuri cibernetice. Ia uite. Și întărește poziția angajându-se într-o militarizare a spațiului care poate pune... Hai, mă las cu sateliții, iar pe bună, mai auzit asta. Nu, vezi că ți-am pus cu roșu treaba dinainte. Deci, Marius, adică asta... el spune că ei ar fi știut așa, ce... ăștia cu sateliții, am discutat. E și expresia cu sateliții, da. Am discutat, nu? Ai văzut că a zis Putin, bă, am înțeles. Vrem noi cu sateliții, cu bomba, cu nu știu aia ce. Aia trebuie să mai reluăm la un moment dat, sincer. Da, noi v-am cerut să facem un acord să nu... Să nu... Și vă faceți că plouă. Să nu dăm cu bomba în sateliți. Da, Gabriela Atal, atenție, pe 13 martie, o ține langa cu atacurile în spațiu cibernetic. Da? Da. Păi,
Vezi tu, el fiind tânăr și de 35 de ani... Și neliniștit. Așa, la fel ca și frasul Baro, el nu are the broad picture, înțelegea poveștii. Pentru că îți readuc aminte că la un moment dat, asta era chiar pe la începuturi, Marius. Așa. Da? La începuturi, adică în chiar 2022, când a început Balamucu, prin iunie. Pe prietena ta, Carina, a întrebat-o la Casa Albă. Că era ideea, noi nu facem război cu Rusia. Mai ții minte? Da, da, mi-am dat. Care e valabilă până în ziua de azi. Da. Și a întrebat-o, da, dar frații voștri au declanșat războiul cibernetic împotriva Rusiei. Asta nu înseamnă că faceți război cu Rusia? Vrei să vezi? Da. Ia, aruncă-te. Ia. Ia. Ia-i să vedem. Ia. Dați-mi 840... B. Ben. Thanks, Karine. On Ukraine, the U.S. has been really clear that it would not engage Russia directly because it did not want to escalate the conflict. But General Paul Nakasone, and I apologize if I mispronounced that, but who heads the U.S. Cyber Command, he reportedly told Sky News that the United States is engaged in offensive cyber activity against Russia. Can you talk about that? Why disclose that? That seems contrary to what the administration's position. Deci asta era întrebarea, Marius. Deci atenție, ai reținut data? 2022. Păi, Marius, abia început să războiul. 1 iunie 2022. Și el a zice, mă, ați declarat că nu vă bateți cu ruși. Dar generalul Nakasone, care conduce unitatea cu cyber, a declarat public că suntem grămadă pe ruși cu atacuri cibernetice. Păi asta nu înseamnă că intră în contradicție cu ce spuneți voi, că nu să... facem război cu Rusia? Exact. Știi ce a răspuns micuța? Luminează-mă. Uimește-mă. Nu putea să zică nu-i așa ca 345 Miller. Bă, nu, stai, mă, nu putea să zică nu-i așa cum a zis Miller. 841B. Bă, noi nu vorbim pentru Polonia, că ăla era... Da, 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 exact, da, da. Da? Era pentru, vezi? Chiar da, 841B. Deci întreabă, bă, asta, faptul că ați declanșat războiul cibernetic împotriva Rusiei, nu înseamnă că faceți război cu Rusia? Corect. 841B, vă rog. Ți-am spus. We don't see it as such. Can you talk about why offensive cyber activity against Russia is not? We just don't see it as such. We have talked about this before. We've had our cyber experts here at the podium lay out what our plan is that has not changed. So the answer is just simply no. Go ahead. No. Nu e război. Adică noi atacăm cibernetic, dar suntem ok. Dar nu e război dacă e atunci. E ok. Atunci... Păi nu e război, adică nu se pune la cibernetic. Nu, e ok. Și atunci Atal ce zice? Că nu mai poate de atacurile cibernetice ale Rusiei? Păi îl atacă Rusia pe el cibernetic. Păi asta zice. Păi da, și în iunie... Acolo nu era. Păi în nu iunie, se punea. În iunie 2022... Dar la America nu se pune, nu știi. În iunie 2022, America era în plin război cibernetic împotriva. O atacau pune. Cibernetic Rusia pe toate părțile. Dar nu se pune părți. Atunci, nu se pune. Dar aia nu era atac împotriva Rusiei. Și lui Atal, de ce nu i s-a spus că, bă, noi când atacăm cibernetic... Nu ai voie. Nu se pune. De, nu se pune, exact. Înseamnă că nu se pune nici ce fac rușii împotriva noastră, că nu se pune. Cum e asta? Cum? Păi nu ți-am explicat de ani de zile, așa. După ce m-ai învățat chestia asta. Când vine vorba despre americani, despre ei înșiși, la ei nu se aplică. Ce nu înțelegi? Auzi, mă? Știi ce păi carta ONU se aplică? Bă, știi ce nu înțeleg eu? Ia zi. Eu nu înțeleg treaba asta. Cum e când nu schimbi calul când duci de-al? Vali, mi-aduc aminte cine... Acum câteva luni am vorbit despre asta. Păi nu, dar... Ia. 10 ce vă rog? Cine? Bocancel? 10 ce? E un proverb pe care sper ca românii să-l înțeleagă mai bine. Nu schimb calul când urci de-al. Bun. Până aici ai înțeles? Da. Eu nu schimb. Dați-mi 665-a. Bă, uite, ăsta era calul. Îl vezi? Da. Ăsta e calul. Adică șeful Statelor Majore Reunite, da? Ale armatei americane. A fost schimbat. Septembrie 2023. Vrei să vezi și măgarul? Dați-mi 768-a. Da.
Ia. A, a schimbat-o și pe Măgar. Bă, s-a schimbat și Măgarul. Da, și Calul și Măgarul. Dar știi asta cine mai încoace. Știi cine s-a mai schimbat? Nasol de tot. Bocâncel. Nu, el e imobil. Dar ai văzut că l-am schimbat și pe Jaluzni de la... Da, și l-a adus. Dar pe știi, cine, știi cine a mai căzut? Ai. N-ai această informație, vă. Nu s-a agitat nimeni pe aici. Nici Bocâncel nu ți-a spus. Cârstoiu? Îl mai ții minte pe... Președintele Consiliului de Securitate Națională, Danilov, ăla care împușca... A, l-au rezolvat, l-a rezolvat și pe ăla, da. Da, l-au schimbat și pe ăla. Da, știu. Bocâncel. Ce faci? Nimic nou? Mișcă-te. Se schimbă ăștia într-una. Se schimbă lumea. Dar, români, faptul că ăștia toți se schimbă, ce vă spune voi asta? Că merge bine racheta rusească sau prost? A? Prin spațiul aerian al Poloniei. Acolo unde Departamentul de Stat nu vorbește că nu-i treaba lui. A? Ce credeți voi că se întâmplă? Când îi schimbăm pe toți? Că de regulă îi schimb când nu sunt buni. Vrei să-i induci ideea că a pierdut? Nu, vreau să-i induc ideea că nu schimb dealul când urci calul. Când urci, exact. A, deci nu pot să faci asta. Și ajungi și aici, poate câteva lucruri. Să le spunem. Pe final, ce ești, Marius? Da, zic să le spunem pe final, da. Bă, eu știu o vorbă din Biblie care spune și iartă greșiților noștri. Ești de acord? Da. Adică tu mă ierți pe mine când greșesc? Dar nu prea, asta e, mă enervează. Ba da, greșesc. E, nu prea. Ba da, mă, greșesc. Problema este dacă mă ierți când fur. Mă ierți? Când fur de la mine ideile mele și le dai ca și când ar fi ale tale. Nu mă deranjează foarte tare pentru că am atâtea idei furate în lume încât... Știi că la un moment dat președintele României... Ce a zis? Nu mai dăm... Ba da, vreau să-l dăm tot. Îți aduce aminte. Așa, a zis că România este un stat cum? Nu mai știu despre care declarație vorbești. Eșuat? A, România a eșuat, da, dar de mult. Da. Când era el mic. Da. Acum se promovează la NATO din partea statului eșuat, nu? Da. Ah, ok. Dar întrebarea este, totuși, dacă ai o coaliție și un guvern și vine în fiecare zi șeful guvernului și spune ministrul ăla e prost, actul ăsta guvernamental e o tâmpenie, ce facem noi aici e o aberație, așa. Suntem în general o adunătură de tâmpiți. Tu atunci, Marius, ce o să faci? Nimic. Vai, ești obișnuit de 35 de ani. Cu ce, mă? Să spună asta, să fac asta, să nu facă nimic. Cu bune? Da. Zău? Păi. Știi că am intrat în Schengen? Dar am intrat doar în not și în zbor. Păi da. După ce le-am dat austriecilor în mână... I-am spus lui Dinescu, cu ocazia asta, că poate să treacă Dunărea în not la Bulgar, știi că el stă la cetate. Da, da. Nu-l mai oprește nimeni. Da, să-și bage în șlipi, cum se spune la noi, pașaportul, să-l aibă, să pentru orice eventualitate. La pata aia de ulei, da? La pata de ulei și, de la, de și la, și la da. Moruni. Auzi, băi, eu am înțeles, așa ne-a spus domnul prim-ministru, că el o să bage România în NATO, Schengen sfârșit, terestru, în NATO, Schengen, Schengen scuze. Terestru până la sfârșitul anului. Da. Dar știi care e problema cu el, micuțu? El din când în când uită. Se mai întâmplă. Păi așa poți să zici de Zuckerman, că a zis că domnul Duda nu mai... Păi el nu știe, Zuckerman, că el e pe da, business. Da, președintele ăsta PSD nu știu, știe. La cine te referi? Uite, de pildă îți dau un exemplu. Suntem pe 27 ianuarie, da? Da. Bun. Și zice el... Micuțu? Că cea mai mare realizare a guvernului, fii atent. Bă, guvern, cea mai mare realizare a acestui guvern. Marius, băi, cea mai mare. Mă țin bine. Nu ne jucăm aici, da? Da, da. Uite, dacă nu crezi. Așa? Ia. Cea mai mare realizare a mea ca și prim-ministru și a guvernului României în integralitatea sa, indiferent dacă suntem de la PSD și de la PNR, este faptul că într-o perioadă foarte scurtă, când nimeni nu mai credea, am reușit această intrare parțială în spațiul Schengen. Deci asta e cea mai mare realizare a guvernului. Păi care? Marius, eu pot să înțeleg, de pildă, că
Știi ce a zice? Băi, intrăm până la sfârșit, nu? Mm. Da. Eu pot să înțeleg că uiți ce ai mâncat de dimineață, ce ai făcut aseară, cu care dintre iubii ai ieșit la plimbare alaltă. Mă rog. Cazul tău, da. Da, da, exact. Așa. Că nu le știi pe toate, așa. Păi, dacă le-a știi pe toate, exact. Eram departe. Exact. Bă, dacă te apuci pe 17 martie să înșiri, tu uiți treaba cu Schengen, nu? A, la realizări? Să mai întâmplă. Nu la realizări, Marius. La nerealizări? Nu, Marius. La realizări? La obiective. A, să mai întâmplă. Cum se mai întâmplă, mă? E. Bă, tu vorbești serios? Da. Nu pot să cred asta. Ia, ascultă aici. Ia. România are ultima șansă. România trebuie să scape de vize în 2025, trebuie să intre în AECD în 2026 și avem un plan național de redresare și reziliență, unde sunt reforme, în primul rând, și sume de bani consistente, aproape 30 de miliarde de euro, și un exercițiu financiar de aproape... Ok. Deci, 25 vize, 26 OECD, Păi și 24 Schengen? Păi eu l-ai rezolvat. Păi nu, că era la sfârșitul anului. Rezolvat. Asta nu înțelegi. Tu nu înțelegi că unele lucruri sunt rezolvate. Bine, atunci spunem asta. Ei gândesc în viitor. Am înțeles. Hai, stai să vedem. Aha. Deci vine Boloș. E ministru? Sau e... Chiar era o seară reușită, nu, da, sincer. Boloș e ministru sau ce? Nu, e orice, dar nu mai ministru. E un atent. Fel de cioclu. Nu, stai mă, zice așa, nu te prosti. Așa, zice... Se pare că mă prostesc, da, așa sunt eu. Nu, stai mă. Zice Boloș așa, da? Ia ce zice? Reorganizarea ANAF și înțelegem că inspectorii antifraudă vor apărea în armați. Avem această, să zicem, noutate pentru militarizarea inspectorilor antifraudă. Trebuie să spun că noutatea nu numai este, aceasta este legată de militarizare și de... Ba, ok, deci Prelipcearu îi zice, ce faceți, mă, e înarmați pe ea? Zice, da. Zice, da. Bine, ok. Și ne dă cu pistolul în cap. Bă, foarte frumos. Deci asta era pe 27 februarie, după care pe 28 februarie, da? Adică a doua zi. Adică a doua zi, vine omul ăsta, nu știu dacă... Au reușit și fără pistolul acingătoare să facă treaba asta? E o prostie. Ce o prostie e scrisă într-o propunere de actul normativ. Da, stai puțin. Ministrul de Finanțe vine... Nici o treabă, dar a venit de 100 de ori cu 1000 de chestii. Stai. Ministrul de Finanțe vine cu o problemă, după care vine primul ministru și o prostie. Spune că prostie, da. Și... Bam, ok. Mai departe, mergem? Da. Păi, zicem așa. Ia-o pe asta. Știi că s-au impozitat concediile medicale? Dar știi că se închid astea, magazin, mall-urile la sfârșit de săptămână? Stai mă, s-au impozitat. Păi de-astea sunt. Da? Bine. Ia fii atent. Ia. Zice așa. Ia. Doamne ministru, impozitarea cu 10% a concediilor medicale. Partenerii dumneavoastră din PNL au spus că nu sunt de acord și că vor să scoată din lege această prevedere. Până la urmă, care e opinia? Eu înțeleg jocul politic. Nu am nicio problemă. Și respect, pentru că fac parte dintr-o lume politică. Iar revin, nu-mi place ipocrizia. Acea propunere a fost făcută de către Ministrul de Finanțe și a trecut prin Guvernul României. Adevărat, este o greșeală. What? S-a greșit. Păi stai mă, deci a venit Boloș și a zis, băi, înarmăm pe ea, băi, o prostie. A venit tot guvernul și a zis, băi, impozităm concediile. E o greșeală. Da. Bă, tu ești miliția, fii atent. Deci, stai așa. Nu te gândi că nu mă gândesc. Scape așa ușor. Nu. Deci, dimpotrivă. Tu știi că România nu este pregătită de război? Da. Ți-a spus Gheorghiță. Da, știu. N-avem cu ce n-avem să tragem. N-avem de aia, n-avem legislație, n-avem... Ok. Ia. Fețe de masă, n-avem șervețele. Hai să vedem cum e. Ia. Întreb totuși cât de pregătită e România să facă față unui eventual atac. Este un scenariu despre care președintele francez Macron a vorbit de mai multe ori, pe care nu l-a retractat în niciun fel. Și întrebarea concretă... Ce vorbim, Macron? Nu vorbim niciodată, Macron, că suntem atacați. NATO. Ministerul Apărării de tip NATO. Ministerul Apărării spune că o chestie care ține de Ministerul Economiei. Ministerul Economiei spune că așteaptă niște comenzi și specificații de la Ministerul Apărării. Ia. Yeah. Urmează... Cred că luni sau marți,
Comisia Europeană să facă anunțul că avem un proiect comun cu Comisia Europeană, va fi cea mai modernă fabrică de pulberi pe teritoriul României, o investiție de aproape 400 de milioane de euro și Comisia Europeană vine și ea la această investiție cu 47 de milioane de euro, dacă mă aduc eu perfect. Ia fi atent! Există mai multe contracte în acest moment în derulare. Cred că a fost un pic hazardată declarația persoanei de la Ministerul Apărării. Care persoană? Că era șeful statului. Ce mă? E persoană, nu? Ce? Ce mă? E persoană. Fii atent că îi spune. Ia. Care a făcut-o. România nu are capacitatea de a face muniție NATO. România face muniție NATO. Este o abordare, e o abordare punctuală. Haideți să vedem întreg tablou. România este membră NATO. Deci, stai puțin. Deci, comă? A? Crezi că vă zavedi? Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deci domnul șef de stat major, ce? Ia? A greșit generalul Gheorghiță, șeful statului major general, făcând aceste afirmații? Este posibil dacă dânsul le-a făcut. Dânsul le-a făcut, sunt declarații publice. Eu, din punctul meu de vedere de prim-ministru, din informațiile pe care le-am eu, a greșit. What? Șeful statului major al armatei române a greșit. Până a greșit și cu... A greșit cu privire la capacitatea României de a rezista în fața unui atac, unui act de război. Și la ora asta suntem în continuare pe geagichii? Adică mergem în coaliție cu hoții români, îmi smulg părul din cap, dar am un program secret. Surpriză! Surprise! Ce? Cum? Deci, Boloș e un prost la finanțe. Păi da. Vine cu aiurel. Nu e prost, nu știe, pe altă planetă. Și am impozitat niște concedii medicale, dar asta e o tâmpenie. Da. Gheorghiță, statul major e fai de și sufletul. Și cu modurile care se închid, dar nu se mai închid? Băi, Marius. Acestea fiind spuse... Nu, stai, că mai avem un pic, o secundă, două și după aia. Ia. Deci, Marius, deci spune și mie ce guvern e ăsta? De coaliție. Da, adică? Știi mai departe? E care a comasat. Care s-a comasat. Coaliție, comasare, cointeresare. Votați cu ei români. Merită. Adică... Stai să fac programele, să zic eu ăsta, că e un ăsta electoral. Da. Dar acestea fiind zise, domnule profesor, no, stai. Iată-ne. Stai azi. Puțin. Marius, dar... Ia. Da, Vali. Da, domnule profesor. Spune următorul lucru, totuși. Avem o situație aici. Au venit datele de la ucrainieni și de la moldoveni cu Ira Simion. Aoleu! Da. Știți, români, că a spus Ciolacu, ăsta era spion FSB? Bă, ăsta e Simion. Și nu e, sau nu știu. Și ce. Ciolacu a zis, bă, o să-i întreb pe ea. Știi că Simion e interzis în Moldova, în Ucraina, și a zis, bă, i-am întrebat pe ea, vine. Ba, ok. Bă, și au venit. Da? Da. Și Simion e încă liber? Păi nu se confirmă. Cum mă, nu se confirmă? Se confirmă. Băi, fraiere, ești pe cuvânt. Uite, îți dau aici, dacă nu. Uite, pe 17 martie, de la fratele ia. Tău. Ia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne oprim 6. Ia. Hai. Unirea României cu Moldova, că presupun că România n-a vrut să unească. E cu unirea, mă. Băi, ești într-una. Deci mai mult decât povestea unirii. Ia. E o decizie administrativă în temeia. Vă întreb asta pentru că... Moldovei și Ucraina. Reunirea României cu Moldova, te presupun că România n-a vrut să unească. Deci românii, era cu unirea României cu Moldova, de-aia era la spion FSB, înțelegi? Săracul Simion. Deci, stai puțin. Stau un pic. Deci, bă, sunt întemeia tema asta. Știai? Ce vrei, dacă are informații, nu poți să zici că e. Cum? E o bureală asta cu Simion, nu știa nimeni ce. Lucruri pe care nu am voie să le vorbesc. Ia dați-mi auzit și e o decizie administrativă în temeie. Am înțeles. Bă, știi care e consecința? Nu. O să fii surprins. Care e? Consecință gravă. Ce a primit el din Ucraina și Moldova. Da? Ah. E foarte grav. Ce se întâmplă acum. Grav. Fii atent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ia. Ce se întâmplă? Consecința. Ia. Din
punctul meu de vedere și al Partidului Social Democrat, este exclusă o eventuală alianță, coaliție și orice fel de angajament comun cu Partidul Alt. Păi, era ordin deci asta, asta era tot? Era ordin de mult cu asta. Dar să știi, Marius, înțeleg că Ucraina și Moldova n-au putut. Ce n-au putut? Să îl dărâme pe Simion. Păi urmează. Na. Dar să știi că e grav ce se întâmplă. Tu-ți bagi joc, dar nu e bine. Nu. Simion, la vremea aia de care zic ăștia, Digi nu știe nimeni. Ia. Digi24 a pus degetul pe rană. Te rog, vreau să-l punem și noi. A văzut unde e pericolul pe care tu nu-l vezi. Mm. Nu-l vezi, mă, băiatul. N-am ce să-ți fac. Hai. Urmează să discutăm despre TikTok și cum urmează să fie reglementată această platformă, pentru că ați observat că Aur cucerește cu TikTok tinerii. Nasol. Ce zici de asta? Știi că și-a făcut și ciucă TikTok. Unde? Acolo la în Ianca? În fața blocului, unde? La Ianca, da, la cu poliția. Cu șlepul? Da. Da? Deci... Și Cârstoiu. Și-a făcut și el TikTok. Nu mă face să-mi smulg părul din cap. Încă nu, dar te las pentru săptămâna viitoare. Da, mâine... A fost profesorul... Păi mâine... Am fost ca dudamă, a m-ai fost mormântat. Prezent în această seară. Te rog să nu mai vreau să aud de la tine că am fost. Este încă așa. Studiurile noastre. Mulțumesc, domnule profesor, seară frumoasă în continuare. Noi ne vedem din nou mâine seara, orele 20. Până atunci, ca de obicei, țineți aproape.